care ne lua casa foc, nu găseam pe copilul mai mic care era la noi era acolo zăbuceală ce era pe acolo și am ajuns și noi, de final că eram la lucru și când am ajuns acasă, era fica mea și spunea nu-l găsim, nu-l găsim, nu știu unde este am intrat într-o cameră și l-am găsit, avea șapte ani era pe genunchi și se ruga focul trăzneau, acolo grinzile alea pocneau toate minunile, în curte era o gălăgie fantastică. Îți să mai erau apă peste tot, ăsta era undeva la un colț de pat, nu țipa, nu urla, stătea pe și se ruga și se spunea Doamne, oprește focul și nu ne lua casa. Deci în momentul în care l-am găsit în casă și l-am scos afară, nu știam, simțeam că nu mai contează nimic. Într-o zi eram împreună cu frații mei acasă Uh, cel mai mic îmi spune, aprinde lumina. Era ziua afară, zice, aprinde lumina. Mai copile, dar ce se întâmplă cu tine? Zice, nu mai văd. Nu ne venea să credem că se întâmplă ceva cu el. Uh, și-a pierdut vederea instant. Bun, aici eu vă spun cine trăiește și cine moare. Copilul ăsta este într-o stare foarte gravă și maxim 3-4 zile va muri. Știu că tatăl meu a zis, mai mele zice, chiar dacă nu-l mai prind în viață, dar azi e duminică și trebuie să mă duc măcar un pic la rugăciune. De cum am intrat în untru, s-a ridicat instant, s-a ridicat omul acesta, iar cât despre tine, bărbatule? Așa vorbește Domnul. Du-te înapoi, că o drasla ta de parte bărbătească, va trăi și nu va muri. Eu, Domnul, astăzi îi voi da vindecarea. Și îi spune domnul doctor, ce se întâmplă cu noastră că tremurați? <laughs> La care el se uită și spune, doamnă, dacă ăsta este Dumnezeul pocăiților, cu un astfel de Dumnezeu, vreau să am de-a face și eu. Salutare, oameni dragi! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Încep cu aceeași binecuvântare, pentru că îmi doresc chiar Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Iată-ne la o nouă discuție, împreună cu noi este fratele Dani Droga. Frate Dani, mulțumesc mult că ai venit. Și eu vă mulțumesc, Domnul să vă binecuvinteze, frate Cristi. Să știi că primim. ne ajută să da, Domnul cât mai mult. Primim binecuvântarea Domnului că e foarte importantă. Acum, tu ai venit cu Biblia, vreau ca să facem o chestie la început. Am primit niște cadouri la, pentru grupul Eldad. De la niște oameni speciali. nu-i cunoaștem încă, poate o să ajungem, îmi doresc să-i cunosc. Am primit niște chestii. Uite, eu am aici. Uite, așa arată. Sunt tot versete din Biblie și aș fi curios să ieși și tu un verset, apoi îl și-l duce acasă la soție, ca și cadou din partea lor. Deci dacă de noi am primit cadouri, informas? dar din dar să face rai, zicea cineva odată. Uite, poți să iei unde asta și hai să începem să, să, să citim un verset. Până îl deschizi tu, o să vă mai arăt niște lucruri care le-am primit tot de la ei. E un grup de tineri de undeva din Italia. Au făcut așa ceva pentru... Au făcut așa ceva pentru oamenii care vor să-L cunoască pe Hristos. Le-au trimis nouă ca să le distribuim în timpul turneilor. Un lucru extraordinar, o Biblie foarte fain, personalizată. S-au ocupat ei să scrie multe detalii. Domnul Iisus să-i binecuvinteze. Hai că-s ce verset ai tu. super. Apocalipsa 21 cu 4, el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lacrimile din tâi au trecut. Amin, Doamne, ajută-ne. Amin, amin. Da, o chestie foarte faină. Nu știu cine a avut ideea, dar Domnul să-l binecuvinteze. Din fiecare zi poți să iei cât un verset de acolo, să-l pui cu tine, să-l pui în Biblie și zici, mă, uite, Asta trebuie să-l subliniez. Super faină idee. Da, au și alte idei. Pe parcurs o să vă mai povestim noi de ideile lor, de viziunea care o au Domnul Iisus să-i binecuvinteze. Amin. Frate Dani, ce faci? Cum ești? Doar să ai schimbat pantofii de muncă, hainele, ai venit direct aici? Da, sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Vin direct de la muncă, suntem într-o perioadă foarte aglomerată, dar întotdeauna mântuirea oamenilor și modul ăsta în care voi faceți lucrări astea foarte fain și am zis da, pentru că vrem să fim de folos lucrării lui Dumnezeu prin tot ceea ce Dumnezeu a pus în noi, prin modul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră vrem să transmitem mai departe oamenilor harul Dumnezeu, bucuria mântuirea, pacea și tot ceea ce dă Dumnezeu. Da, e un lucru e, interesant pentru mine, o provocare mare pentru că tot încerc să trag de oameni care nu vor să iasă în față, au mărturii foarte faine și uh, trag de ei și le spun, haideți, mai rugați-vă. Și majoritatea dintre întreb, te-ai rugat Domnului? Ți-a zis Domnul ceva, dacă vrei, dacă trebuie să vii sau nu trebuie să vii. Uh, da, e foarte fain. Mă bucur că ai acceptat. Și eu. Și astăzi, haide prima dată să te cunoaștem și apoi să vedem lucrările minunate pe care Domnul le-a făcut în viața ta. Uh, cum Domnul te folosește și vrem ca toată slava să o ridicăm tot așa Amin. spre cer. Să o aruncăm Amin. în sus, că Domnul merită. Amin. Numele meu este Droga Daniel provin dintr-o familie de credincioși, m-am născut în familie de credincioși, este un har de la Dumnezeu să poți să ai ambii părinți credincioși. Am fost și suntem cinci frați, sunt al treilea între două surori. Dumnezeu a lucrat în casa noastră, Dumnezeu a lucrat în inima noastră. Sunt căsătorit, am doi copii, Dumnezeu ne-a binevântat cu o casă, Dumnezeu ne-a binevântat cu multe binevântări pământești, și sunt un om fericit întrucât am tot ce îmi trebuie, mai ales pe partea asta pământ, pământește vorbind. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Tot așa, toate binecuvântările pe care le avem și tot ce am dobândit, am dobândit prin rugăciune, prin apropiere de Domnul. Și am reușit să fac foarte multe împreună cu soția mea, Mihaela, și cu copiii mei, Andra și Marc, care sunt niște copii deosebiți. Au învățat să muncească de jos, de mici și împreună am construit tot ceea ce avem și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Slavă Domnului! Era să zic că m-am gândit că pe ea o știi? Da, <laughs> nu, nu poți construi singur. Se de cele poate. mai multe ori, o familie construiește împreună. Domnul Iisus să-ți binecuvânteze pe soția ta, copilașii. Amin. Mulțumesc, tu ești că... din? Sunt Andrei. Sunt Andrei. Părinții mei, tatăl meu este Ardelean, din Cluj, din Gherla, mama localnică, a fost din Banat, din Banat, din Sân Andrei, la fel și părinții mamei mele, tot din bunicii mei, tot din Sân Andrei. Noi aveam așa o chestie foarte faină când mergeam acasă la bunici, un dialect vorbeam, dialectul bănățănesc și dacă po nu... Poți să ne zici ceva? Cum bănățănești? Da, cum să nu, că ce maica! De câte ori mergeam acasă la bunici, noi eram oarecum obligați să vorbim în dialect, iar baba mea, că noi, noi tot timpul de mici copii ei ne-au spus să le spunem bunicilor noștri babă și la bunică meu dedi. Așa era la noi, în zona noastră. Cu cât am crescut, noi era rușine să spunem când vorbeam, na, am crescut, am auzit că copiii spuneau mereu bunica, bunica, vreau să spun și eu bunică și când îi spuneam bunicii mele bunică sau buni, nimic, babă, mi i spui babă <laughs> cu mine vorbești așa cum trebuie. Da, deci partea asta de banat și-o pus amprenta oarecum pe noi, Acum cum da. eu spun pe Oltenia, dacă vrei. Știi cum, cum se zice la o, 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 femeie bătrână? Se zice țaica. Țaica? Da. Țucă, <laughs> <Cucu> țaica. <laughs> Sau țucă ce țaica. Ceva de genul. Țaica Leana, țaica... De la 8 ani am trăit pe acolo câțiva ani de zile, știi? Da, da, da. Și deja când ajungeam în alte zone eu m-am născut în altă parte, deja ziceau ăștia, bă, tu ești oltean 100%. Vai, ce... Eram dezamăgit foarte tare. Dar între timp mi-am dat seama că nu. Că a fost o binecuvântare. O binecuvântare <laughs> să fim, da. Oriunde ne așează Dumnezeu, o binecuvântare de altfel. Da. Slujești la Timișoara, deci sunt Andrei în Timiș. Da, este o localitate lângă Timișoara, la 8 km. Este o localitate frumoasă în care Dumnezeu uh, m-a crescut pur și simplu spiritual și fizic. Uh, Dumnezeu a fost acela care a lucrat în viața noastră într-un mod minunat și oamenii din comuna aceea din Sân Andrei sunt oameni deosebiți care au putut să vadă în familia noastră sau pe lângă familia noastră lucrările minunate a lui Dumnezeu pe care uh, le făcea Dumnezeu cu noi. De altfel, uh, în momentul în care părinții mei au venit la Domnul, s-au uh, botezat, s-au convertit la, la penticostali, uh, din neamul nostru nu era nimeni, decât părinții noștri, taică-mea, maică-mea și cam atât. În decurs de câțiva ani de zile, am ajuns să fim cea mai numeroasă familie cu rude, verișori, mătuși, unghi, toți. Am ajuns să se pocăiască și să-l caute pe Dumnezeu, de altfel, și suntem o familie numeroasă, însă, Andrei, ca ne-am, Dumnezeu a lucrat și mulțumim lui Dumnezeu. Acum slujim prin harul Domnului la o biserică din Timișoara, Smirna unde Dumnezeu ne-a chemat să ne așezăm în lucrarea aceasta și Dumnezeu ne folosește și mulțumim. O biserică foarte faină, tânără, dinamică, o biserică deschisă pentru lucrarea de misiune, lucrarea profetică a Darului Duhului Sfânt, a evanghelizării, condusă de fratele păstor cu Stoia, un om deosebit, un om evanghelist pe care Dumnezeu îl folosește cu putere și ne bucurăm că putem să fim de folos lucrării lui Foarte biserică. fain. Acum, ultima dată când am fost noi la Smirna, nu ultima dată, penultima dată, nu, Moise? Penultima dată am plecat foarte bucuroși de acolo. Domnul a lăsat un har deosebit, dar după am avut un lucru foarte rău care s-a întâmplat. Unul din băieți a avut un accident foarte rău. Un accident care s-a soldat cu morți înainte ca să-l facă el. Da, foarte comp complexă situația. Și ne-am gândit, mai cum dă Domnul har și vine diavolul și îți ia bucuria exact. în instant, în câteva minute. A fost o seară deosebită atunci. Deja au trecut de atunci aproape 2 ani de zile. Aproape 2 ani. Da. Dar biserica, slavă Domnului, că e la dispoziția Domnului și Dumnezeu lucrează. Amin. Slavă Domnului pentru asta. Povestește-ne puțin, cum te-ai întors la Domnul, cum l-ai cunoscut, că deși vin din familie de credincioși, cred că fiecare are un moment de întâlnire. Exact. Fiind din familie de penticostali, autentici, oameni care au practicat lucrarea asta și rugăciunea și practicanța ai lucrării acestea penticostale, în casa noastră au fost foarte multe manifestări ale Duhului Sfânt, rugăciuni, la un moment dat se adunau pentru că erau câteva restricții pe, în timpul regimului comunist, și uh, se adunau și în casa noastră. Erau în mai multe locații, dar se adunau pe rând, oamenii se adunau și în casa noastră. Și uh, țin minte că era un hard deosebit atunci când oamenii uh, se adunau. Parcă, frică, parcă nu aveau frică, parcă nu, realizau în ce pericol se află și când se întâlneau, se bucurau, se îmbrățișau, rugăciunile erau foarte puternice, nu se ascundeau, nu aveau emoții, deși erau căutați. Aveam sunt Andreu fiind o zonă de, o comună de oameni sași, nemți, mulți nemți, aveam în perioada aceea, unii nu rezonau neapărat cu lucrarea asta și mai chemau, unii mai turnau, mai spuneau pe unde se adună păcăiții, dar uh, lângă noi era un uh, vecin care, uh, în momentul în care a văzut duba poliției că se apropie de casa noastră, a venit prin grădină și anunța și spunea, domnul, uh, trebuie să plecați, că poliția e afară. Uh, în momentul acela știu că s-au pornit niște rugăciuni atât de puternice în casă, cu cât se dorea o uh, să se oprească o lucrare, atât oamenii în perioada erau mai înfocați, mai aprisi, mai aprisi. Unii chiar spuneau și cei dacă vrem să fim bătuți, noi să nu suferim, adică să, noi să nu suferim pentru Hristos, nici măcar o, o palmă, nici măcar... A lucrat Dumnezeu într-un mod extraordinar. La scurtă vreme, după ce s-a oprit, n-au intrat înăuntru, au mers mai departe și-am scăpat. Și încă de atunci am observat lucrările astea fantastice pe care le face Dumnezeu în viața oamenilor. Adică, Dumnezeu nu este doar o formă de vorbă, un, un mod de exprimare. Dumnezeu există, el este real, lucrează, are oameni prin care lucrează și modul în care lucrează este fantastic. Deci pot să spun că lucrează fantastic sau minunat. Noi nu o să-l putem înțelege niciodată pe Dumnezeu și modul lui de lucrare. Obișnuit cu lucrurile deci, mărețe. Practic, tu, erai învățat. Ai învățat puterea rugăciunii de mic. Exact. Și văzând că la rugăciune Dumnezeu intervenea instant, adică nu erau rugăciuni cu bătaie lungă, ne rugăm azi și ne răspunde Domnul peste 5 sau 10 ani, vedeam răspunsul lui Dumnezeu pe loc multe din rugăciunile pe care noi le-am făcut și le-am văzut în perioada aceea au devenit un mod de viață pentru mine, adică practicându-le am început să dezvolt o relație personală cu Dumnezeu încă de la frage de copilărie. La noi în casă era o chestie, fiind între cinci frați, neavând atâtea lucruri, situația materială era mai precară, fiind al treilea, între două fete, tot timpul trebuia să păstreze sau hainele pe care le cumpărau trebuia să fie de culori neutre, să se potrivească puțin și la a doua și să vină și la un băiat. <laughs> și îmi aduc aminte prima mea experiență reală cu Dumnezeu și de unde a și pornit, de fapt, viața mea personală, îmi doream foarte mult o perche de adidaș. Simplu, nu ca în ziua de astăzi să-ți dorești, nu știu ce, lucruri extraordinare aveam o dorință, doamne, vreau și o de și mei. Adică, Originale. original. Da, obligatoriu <laughs> original. Adică, vreau o pereche de adidas care să fie doar ai mei, nu să fie o culoare care să vină de la surorile mele și... Știind că în casa noastră, dacă ai nevoie de ceva, deci orice aveam nevoie în casa noastră, puteam să primim prin rugăciune. Am avut odată un scandal în școală și am venit acasă, eram ciufulit și toți în școală spuneau la mine, moment dat, vine taică, mă taică, -mi are patru ani, cinci ani de box, să nu dai seama. Și eu nu puteam să spun nimic despre taică, mă taică, -mi era credincios, ăsta nu, era pe ragi. scandal, el era pe rugăciune și am și eu să vină tata, să... Na, și atunci amenințându-i și eu, vine tata la școală, am acasă și am spus, tată, Uite, am și eu probleme la școală, sau la de mine și eu le-am zis că vii la școală și că o să... Deci eu îl pregăteam. La care el mi-a spus, ai probleme la școală și eu am zis, da, na roagă-te, ca Dumnezeu ți le de să ți, le să rezolve. Și am zis, bine, bine, dar eu mă rog, dar ăștia tot o să mă bombardeze, adică mâine iar o să am scandal. Și a spus, nu, orice problemă ai avea, tu trebuie să înțelegi că Dumnezeu poate să facă mai mult decât înțelegi tu și Dumnezeu poate prin rugăciune să rezolve. Nu prea am înțeles toate lucrurile atunci, însă dacă vroiam blugi, ne rugam. Dacă vrei mâncare, de asemenea trebuia să te rogi. Deci orice lucru pământesc, de sub pământ și din cer, orice aveai nevoie trebuia să le iei prin rugăciune. Într-o zi mi-am dat seama că ar fi cazul să testez teoria părinților mei, dacă e adevărat puterea rugăciunii și să vedem dacă se întâmplă. Și în perioada aceea, de daș original și să ai numai tu era cel puțin aproape imposibilă în viziunea noastră și în contextul în care noi ne aflam. Și am început să mă rog. Și am zis, tata, uite, chiar vreau să pun lucrurile astea în rânduială, vreau să mă rog ca Dumnezeu să-mi dea o pereche de dași care să fie numai mele. Câți ani aveai? Uh, 11 ani. 11 ani. În momentul acela... Tata rezâns, uitat la mine și spus, îți dorești foarte mult, da, zic, da, da, știi ce trebuie să faci, nu? Zic, da, știu, trebuie să mă rog. La noi în casă, în camerele puține pe care le aveam, era un loc în care noaptea se stingea foarte rar lumina. Era cămăruța în care intrau părinții mei și intrau, uh, intram noi când aveam nevoie să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Era o cămăruță aparte în care lumina se stingea foarte rar. Și știam că dacă lumina în cămăruța aia este aprinsă, orice nevoie și orice problemă am avea aia se va rezolva dimineață. Deci nu trebuia să treacă foarte mult timp. Am intrat în cămăruța aia cu lumină, cu bec, cum îi spuneam noi, și am început să mă rog, Doamne, vreau o pereche de dași, ca să fie ai mei, să... Au trecut două săptămâni și nu s-a întâmplat absolut nimic. Pentru mine era un șoc, adică nu înțelegeam la toți, le răspunde Dumnezeu în momentul acela, era Astei rugai, se împlineau, era fantastic se mișcau lucrurile extraordinare și m-am dus foarte dezamăgit la tatăl meu și am spus nu mă ascultă Dumnezeu, pentru pe copii Dumnezeu de exemplu nu-i ascultă, roagă-te tu, <laughs> că pe tine te ascultă, tu ești un om mare, tu știi cum trebuie să vorbești și na, ar fi fain să te roști tu, la care el spune așa foarte blajin, m-am luat pe piciorul lui și îmi spune Dani cum te-ai rugat? zic, cum să mă rog, Doamne întrebe adidași, vreau așa, la care îmi spune din miliardele de copii și oameni care se roagă înainte lui Dumnezeu, de unde crezi că Dumnezeu știe cine ești tu păi zice, dar nu așa facem noi, ne rugăm și spune și zice, cred că ar fi indicat să ai o rugăcină mai specifică și am zis, cum prezintă-te dă-i mărimea de la picior, spune-i modelul, spune-i culoarea, spune-i adresa, spune-i tot ce trebuie. Și am zis, bine, fac asta, deși nu înțelegeam eu prea mult atunci, dar am zis, fac, mai fac o dată rugăciunea asta, dar zic să știi că dacă nu se împlinește, clar, Dumnezeu n ascultă oamenii, copii, numai pe voi, oameni mari și o să vină vremea când o să mă întorc la Domnul, dar când o să mă asculte. La care el mi-a spus, nicio problemă, du-te și te roagă și Fă așa cum îți spun. Am intrat în odăița aia, tot pe, nu știu de ce aveam noi impresia că ziua nu trebuia să ne rugăm. Știam noi că noaptea trebuie să trebuia să se vadă becul la bec priz, trebuia să se vadă așa, știam, nu știu de ce aveam impresia asta. Abia așteptam, era în mine un foc, abia așteptam să, să se aprindă, să se vadă lumina aia și să vină noaptea. Am intrat în cămăruța aceea și m-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu și exact așa am spus, Doamne, îmi doresc o, perechidea de daș, să aibă cu talpă așa zințată, am văzut-o la nemții care erau atunci la noi în sat, vreau să aibă talpă zințată, vreau să fie cu verde, cu un pic de albastru, vreau să fie așa cu talpă de spumă, am văzut, uh, și am început să-i spun, mărimea 39, cred că aveam atunci, și am început să-i detalii, să-i spun exact cum și m-a luat rugăciunea m-a lăsat așa purtat de gândul ăsta și la un moment dat a spus, Îți mulțumesc frumos numele meu este Drogă Daniel locuiesc pe strada bătrână, numărul 344 i am dat detalii ca să nu se mai încurce în caz că trebuie să vină uh, adida. am terminat rugăciunea și știam în momentul nu știu cât a fost uh, era din noapte uh, mă așteptam, aveam un foc în inimă să, să, vină dimineața. Tot timpul credeam că următoarea zi aduce cu ea o rezolvare. Au trecut trei zile, a patra zi, deci eram foarte descurajat. Patru zile, clar, și am început să spun la cincea zi, categoric, Dumnezeu, nicio șansă. Adică e pentru oamenii maturi, pocăința și lucrurile astea sunt pentru oameni mari. În a șasea zi, pe timpul acela, mașinile nu erau foarte erau dese, foarte multe. Așa, erau un brec alb și ăla când aporea un brec nu prea era bine când oprea în fața porții. Și a oprit o mașină, un brec alb, era o dace. Eram afară, ne jucam și a întrebat de numele nostru, dacă aici stă. Și am zis, da, cheamă-l pe taică afară. Mă gândeam că e poliția. Ne gândeam atunci, miliția pe atunci și Nu știam cum să-i spun la taică -mă. Să meargă repede până afară sau să fugă Nu știam exact Și în momentul ăla am spus Tata, e o mașină albă afară Care întreabă de tine Trebuie să ieși până afară s-a îmbrăcat, a ieșit afară Și de undeva din mașină a scos un pachet Era un pachet uh, într-o cutie de carton de-abia l scos din mașina aia și l-a dat și a spus acest pachet este în numele Domnului Iisus Hristos. Este pentru voi, avea sus o etichetă, scria numele nostru. Nimeni a început să-mi bată cu putere fantastic. Am văzut într și toți eram în jurul pachetului, era și maică mea era și toți, toți acolo și... Hai, rupel, desfăl! Ei, fiind obișnuit cu rugăciunea, tata a zis, nu se cuvine să-l desfacem până nu mulțumim. Și atunci a dă S-a rugat pentru carton, pentru sfoară, pentru scoci, <laughs> pentru... Nu se mai termina rugăciunea aia, așa înțelegi? Cum a învățat cu detalii. Detalii. Și doamne, cine o trimis? Și așa și... A zis Amin și atunci am început să rupem cartonul ăla și a început să scoată o rochiță pentru sora mea, pentru la mai mic, pentru fratele meu și tot așa. Și nu aveam și pentru mine un tricou și ceva. Stăteam jos și așteptam să scoată. Deci domnule trebuia să... Eu știam adidas. că trebuie să scoată Adidas. Și nu mai venea și pe timp ce tot scotea și vedeam că se tot golesc, lucrurile erau lucruri minunate, fantastice, ne-au trimis acolo, era, nu știu, erau toate mărimile noastre. Nimic nu era aiurea, nepotrivit. Deci tot era grozav. Dar mie mi -o Dispărut bucuria așa din inimă. Nu era ce am cerut eu. Și este un lucru extraordinar, un detaliu pe care numai Dumnezeu îl face. Dom'le, de ce ultimul lucru de jos? Asta e tot parcă e făcută, știi? Tot timpul te gândești. nu, nu Ceva, dom'le, ultimul lucru sub uh, ce tot. era pentru maică-mi așa-așa și l-am întrebat mai este, mai este, mai este și a spus nu mai este nimic. Și am vrut să plec. Și tata atunci au scos o pereche de adidas cu larea cu albastru, cu verde, cu talpă zimțată. Deci, oameni buni. Frate Cristi, nu știu dacă ai simțit că te copleșește ceva, te-a inundat o bucurie, o surprindere. O... Când i-a luat și mi-a arătat, am strigat din toată inima, aleluia. Am zis, trăiască, Domnul. I-am luat -o în picioare, erau exact cum mărimea mea, exact cum mi-am cerut, exact cum mi-am visat, exact cum am gândit. Uh, nu îmi venea nici să calc în ei, îmi venea să, de fapt, cred că, uh, dacă mă duc aminte, cred că i-am pus în pat și am dormit cu ei lângă mine pe pat. Uh, eram fascinat. Ei, ăla a fost punctul în care am văzut că Dumnezeu ascultă rugăciunea, real vorbind, o, rugă o rugăciune care Poate să transforme un copil, să-l transforme într-un adolescent, să-l ducă în maturitate, să-l ducă în bătrânețe și apoi în veșnicie. Deci e o etapă fantastică pe care o face Dumnezeu în viața oamenilor. De acolo, credința mea, încrederea mea în Dumnezeul acesta a început să crească dreptat. Că măruța a fost pentru noi ani de zile uh, sfetnicul nostru. Sau... Foarte fain, dar să revenim puțin la da. lucrul ăsta. Mi se pare foarte interesant cum Dumnezeu lucrează, știi? Ca să se aducă pachetul ăla, au fost puși în mișcare mulți oameni, că Dumnezeu lucrează prin exact. oameni, prin oameni, și ca pachetul ăla să ajungă la timp, au trebuit să se grăbească. Că cine știe de unde a venit? Exact. Da. Extraordinar. Dumnezeu lucrează cum știe El cel mai bine, oricum, ne lasă și să avem răbdare. Răbdare și ne testează să vadă dacă persistăm în rugăciune. Și un lucru cel mai important, un lucru care ne lipsește în ziua de astăzi, este umezeala în ochi, adică Laca lacrimile în rugăciune. Luca vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre o sămânță căzută pe stâncă care s-a uscat pentru că nu avea umezeală. Dumnezeu câteodată ne îngăduie sau întârzie împlinirea unor rugăciuni tocmai că unele rugăciuni nu sunt făcute cu lacrimi sau cu foc, cu patos. Rugăciunea care este făcută cu ardoare înainte în și perseverăm în rugăciune, nu cred că Dumnezeu nu ascultă. Dumnezeu ascultă întotdeauna rugăciunile noastre. Da, hai să continuăm. că sunt multe de povestit. Astăzi trebuie să ne povestești multe și da. să, le, cumva, să le prindem în timp cât mai scurt. Ne doream încă din uh, frage de copilărie, următorul pas a fost botezul cu Duhul Sfânt în anul 1994. Aveam 12 ani. Uh, deja am început să avem noi fie că vroiam, fie că nu vroiam, eram, duminica eram la biserică, joi eram la biserică, luni, marți, miercuri eram la rugăciune, deci asta era programul nostru, nu prea am avut de ales în perioada copilăriei, trebuia să mergem. Fapt pentru care acum nu-mi pare rău, pentru că, de fapt, lucrul ăsta au modelat foarte frumos caracterul meu, viața mea de astăzi. Însă, îmi duc aminte că în 1994 era într-o duminică după masă era o zi de rusalii, era invitat un frate la predică, un frate Ștefan, unde călăuzit de Duhul lui Dumnezeu a fost o putere, o revărsare de Duh peste întreaga adunare. Fiind în față și fiind pe, pe scaun în adunare, îmi doream foarte mult, deja aveam în viața noastră, aveam câteva exemple de reale că Dumnezeu lucrează, credința mea a fost întărită în Dumnezeu și îmi plăcea foarte mult vorbirea asta în limbi, îmi plăceau oamenii care eram fascinați de lumea asta lui Dumnezeu, de modul ăsta în care vorbesc oamenii în limbi. Uh, niciodată n-am stăruit, n-am fost la stăruință să stărui într-un mod, într-un fel anume, însă în acea dupămasă a fost extraordinar, un fenomen minunat și unic. Uh, Dintr-o dată, în uh, momentul în care uh, fratele uh, respectiv predica, am simțit că mă inundă o prezență mai, mai minunată decât ceea ce am simțit atunci cu adedașe. Și în momentul acela am început, instant am început să vorbesc cu Domnul Limb, instant. Din momentul acela... Viața mea s-a schimbat total. Chiar dacă aveam 12 ani, Dumnezeu a revărsat în interiorul meu, din punctul acela, multe, multe binecuvântări și pe plan spiritual și pe planul acesta pământesc. A venit o zi în viața noastră când am vrut mai mult. E clar, cu cât uh, stai în legătură cu Domnul, îți dorești tot mai mult cu Dumnezeu, tot mai multe experiențe. Și am spus, Doamne, dacă vreodată vei avea nevoie de mine să mă folosești, n-am să predic niciodată predicile al cuiva, n-am să mă inspir, pentru că tot timpul am considerat că Dumnezeu e infinit, adică El poate să-ți dea tot ce are el de transmis oamenilor și nu trebuie să mă inspir din viața altor oameni. Se copiezi. Exact, ci pur și simplu am făcut un pac, să spunem așa, un legământ cu Domnul și dacă odată vei vrea să transmiți ceva prin viața mea sau să lucrezi cu mine, va trebui să-mi dai relație sau să am experiențele noastre, Doamne, noi doi. Dacă este, este, dacă nu... Mântuirea nu stă nici în faptul că predică cineva și nici că prorocește cineva, sau că mântuirea stă în credința în Dumnezeu. Am avut o lucrare prin, în părinții noștri și cu părinții împreună cu părinții, spunea: Dacă vreți ca eu, Domnul, să cobor în casa voastră și să vă duc la un alt nivel trebuie să vă rugați și să așteptați momentul în care eu, Domnul, voi intra în casa voastră și vă duc, cresc, vă cresc pe toți. Mă las să te întrerup puțin. Da. Poate cineva e interesat. Ce înseamnă a fi botezat cu două sfânt? Am putea oare în câteva cuvinte să explicăm ce înseamnă să vorbești în limbi? De ce trebuie să vorbești în limbi? Puțin da. și după continuăm cu, cu descoperirea și cu ce ai zis mai devreme despre familie. Da, botezul cu Duhul Sfânt și relația personală pe care uh, domnul o dezvoltă cu un credincios și mai ales vorbirea în limbi, toate aceste uh, acest dar, că este un dar al Duhului Sfânt, îl găsim scris și este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Toată lucrarea aceasta nu este o lucrare adăugată de penticostal, ci este gândită de însuși Dumnezeu, prin faptul că toate detaliile botezului cu Duhul Sfânt le găsim scrise și nu vrem acum să intrăm în toate aceste detalii. Însă, dacă semnul botezului în apă, semnul botezului în apă este necesar în a te scufunda în apă și prin semnul acesta noi nu vedem ce se află în inima omului, dar este un semn exterior, prin îmbrăcămintea lui în alt, prin modul în care declară în mod public pe cine vrea să urmeze, este nevoie de un semn exterior modul în care Dumnezeu botează un om cu Duhul Sfânt este însoțit de vorbirea în limbi. Deci dacă la botezul în apă este necesar să te cufunzi în apă și să se vadă un semn exterior, este îmbrăcămintea albă, la botezul cu Duhul Sfânt, pentru a uh, dovedi că ai, acea, ai acest botez, este vorbirea în limbi. Este un semn exterior. La un moment dat Biblia spune că vorbirea darul vorbirilor în limbi este un dar, nu? Exact. Și asta e tot un dar, nu? Exact. Vorbirea în limbi este un dar și cine vorbește în limbi se zidește pe el personal, se zidește pe sine însuși. Darurile acestea Duhului Sfânt sunt foarte importante, sunt nouă daruri ale Duhului Sfânt scrise în Cuvântul lui Dumnezeu și cel puțin opt toate zidesc biserica, toate, putem spune că toate zidesc biserica, însă opt în mod deosebit zidesc biserica. Unu, darul vorbirii limbi zidește persoana. Perso persoana care vorbește în limbă este zidită, adică se zidește pe sine. Noi spunem taine. Și de multe ori Dumnezeu ne-a făcut de cunoscut ce ne rugăm în limbi? Sunt multe persoane care spun, domnule, noi nu cunoaștem, nu știm ce ne rugăm în limbi, dacă e cineva care ne poate tălmăci vorbirea noastră. Ei, eu vreau să spun că în multe cazuri am pățit, nu am dar de tălmăcire sau tălmăcire a limbilor, însă nu există fiind Duhul Sfânt în noi și El fiind uh, Cel ce atribuie aceste daruri, nu te poate adresa în necunoștință. Deci, uh, în momentul în care m-am rugat în limb, necunosc încă, nu-mi cunosc vorbirea de fiecare dată, însă au fost momente când am mijlocit în limb pentru cineva și în românește, a fost însoțită de o vorbire, pe care în Duhul o cunoșteam. Și anume mijloceam pentru un frate care era undeva la depărtare, nu-l cunoșteam personal, însă Duhul îmi spunea pentru el, roș, de ce? Pentru că omul ăla acum este căzut și trebuie să, îl, să se ridice. Și mijloceam în românește, vorbeam în limbi, era o, o, o lucrare pe care am pățit-o. Și apoi înțelegeam în Duhul ce mă rog, deși vorbeam în alte limbi și vorbeam și în românește, înțelegeam în Duhul ce, ce putem să înțelegem. Da, asta e adevărat. Eu doar vreau să completez eu cu o experiență care am avut-o, scurt. La noi în casă au venit niște misionari în urmă cu câteva luni de zile și eu n-am darul tălmăcirii, doar că unul din ei se ruga și se ruga în spaniolă și la sfârșit l-am întrebat. Eu știu ce spaniolă? L-am întrebat de când vorbești spaniolă? Păi eu nu vorbesc spaniolă sigur nu știm niciun cuvânt, nu și faceam încerca să vorbesc, mi-a mai zis cineva că eu în momentul în care vorbesc în limba vorbesc limba spaniolă și nu vă, pute, nu vă pot descrie ce cuvinte frumoase de laudă aducea la adresa lui Dumnezeu vorbind în limba pentru mine a fost o experiență uh, extraordinară nici acum omul nu știe nimic spaniolă, doar că uite are zice Biblia că vor fi uh, limbi cerești, îngerești și sunt și pământești exact, exact Dumnezeu este Cel care este stăpân peste vorbirea noastră și prin darurile acestea eu am, am experiență foarte frumoasă, adică, fiind vorba de vorbire în limbi, am venit odată foarte drămat acasă, din vari motive și în viața unui om se întâmplă foarte multe lucruri și nu mai ai puterea asta să te rogi, deși fiind un om de rugăciune și practicând rugăciunea, Totdeauna, după o aglomerare de evenimente, mai ai și puterea să te rogi, deși îți dorești, dar nu mai aveam puterea și eram așa foarte măhnit și am îngenuncheat, doar am îngenuncheat. Și în momentul acela am început să aud în interiorul meu ceva care spunea: Tată, întărește-l pe Daniel dă putere să meargă mai departe. Și nu eram eu, nu, eu nu scosesem niciun cuvânt. Puteam să înțeleg că lucrarea aceasta de mijlocire, Duhul Sfânt fiind mijlocitorul, este cel ce mijlocește pentru noi momentele în care noi nu mai putem. Și în momentul acela, de la secundă la secundă și de la minut, Simțeam că intre din mine o, o putere, o, o încurajare și am început să lăcrimez, am plâns și m-am bucurat înainte de și m-am ridicat de acolo și am fost așa încă o dată fresh. Dar lucrarea asta a făcut-o Duhul Sfânt prin puterea Duhului Sfânt în viața noastră, prezent, real. Da, trebuie să spunem oamenilor că sunt momente și momente în viață, nu tot timpul ești pe culme. Absolut, absolut. Deci cine spune asta... Da, să să predică o evanghelie de a fi numai puternic, numai puternic. Trebuie să să fim cu Domnul și prin vale. Exact, același Dumnezeu cu noi în vale ca și pe munte, ca și pe munte. Hai să revenim. A venit un moment în viața noastră când Domnul a intrat în casa noastră. Ne așteptam în momentul în care, după acea, acel cuvânt, că va intra în casa noastră, fiind într-o situație așa financiară mai grea, ne gândeam. Acum îți dai seama, Dumnezeu în casa noastră, wow, absolut, o să dispare sărăcia, o să dispare nevoile. Așa aveam noi impresia că, fiind Dumnezeu în casă, adică nu pe afară, în curte, în casă, Totul va fi extraordinar și că va aduce în viața noastră foarte, foarte multe beneficii. Faptul uh, care s-a întâmplat, desigur, în viața noastră, însă atunci uh, s-a întâmplat un lucru. Și anume, mi-aduc aminte că a intrat Dumnezeu în casa noastră, dar nu a adus, ci a luat ceva. Cinci fiind acasă, toți ne-am născut normali. Într-o zi eram împreună cu frații mei acasă, Uh, cel mai mic îmi spune, aprinde Lumina. Era ziua afară, deci aprinde lumina, Mai copile, dar ce se întâmplă cu tine? Zice, nu mai văd. Nu ne să credem că se întâmplă ceva cu el. Uh, și-a pierdut vederea instant. În momentul în care și-a pierdut vederea instant. Am anunțat, am ajuns la Victor Babes în Timișoara, erau părinții mei acolo, eram o grămadă de frați care ne cunoșteau problemele, uh, i s-a pus un diagnostic deosebit de grav, o infecție în dosul ochiului, o cu niște afecțiuni destul de grave și nu se putea interveni pe cale medicală, n-ai cum să-i tai, prea puteai ce să-i faci. Însă, Acolo era un medic și medicul care era de, de gardă, văzându-ne cu baticuri, cu pocăiți, o zis așa, ce sunteți voi? Suntem pocăiți. De care pocăiți sunteți? Din care tremură când vă rugați, vă apucă tremuratul Și da, suntem din aia care tremură. Bun, aici eu vă spun cine trăiește și cine moare. Copilul ăsta este într-o stare foarte gravă și maxim 3-4 zile Va muri. Am început rugăciunile, am început să stăm înaintea Domnului Erau frați care stăteau înaintea Lui Dumnezeu pentru copilul acesta Însă chiar cu ultimile cuvinte în care a intrat Au intrat într-o comă câteva luni de zile bune Îi spunea mamei mele Îl ținea de mână, el o ținea de mână pe maica mea Și la un moment dat îi spune mamă Nu mă lăsa să mor s-a uitat mama la el, un copil, era micuți, ca părinte sfârșitor, dar mi-a plăcut așa expresia asta, zice, copile, cu o mână am să mă țin de tine și cu una de Dumnezeu și n-am să te lasă mori. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al vieții. Au fost ultimele cuvinte care le-au putut să le rostească după care a intrat într-o comă. Le scurtăm. A fost ziua în care medicul venea de acasă și deși nu mai era în gardă, venea să vadă, domnule, nu se poate, a trecut trei săptămâni, a trecut o lună, a trecut încă o lună jumate, două luni, domnule, ce se întâmplă, de fapt, de ce? El era în comă? Da. În timpul acesta el nu mai mișca, era terminat tot, toate aparatele și tot ce se mai putea băga ca perfuzie era pe jugulară, l-am început undeva pe cap, l-am moment picioare, venele deja nu mai făceau față și atunci trebuia să îl hrănească pe jugulară. În momentul acesta, în momentul acela eram eram într-o mare dilemă. Ai zis, Doamne, că vin în casa noastră. Și nu, nu, ne, nu înțelegeam de ce se întâmplă toate lucrurile astea și în timpul acesta pe holul spitalului erau câțiva frați care ne susțineau și cântau o cântare trece Iisus pe aici, trece Isus. cheamă-l și cere îndurare a venit medicul care era foarte străpuns de momentul acesta și îi spunea, domnule, dar ce se întâmplă cu copilul ăsta? Adică, ce e aici? Ceva nu regulă. După tot ce avem și cu tot ce i-am administrat și așa, nu mai funcțiile vitale nu mai erau, totul tot, tot era degradat. A fost ziua în care trebuia să-l mute din salonul în care era într-o rezervă, pentru că uh, acolo mai erau câțiva copii, să nu se sperie, că nu trebuie să plece, din... să-l resuscitez, mă rog, să fac procedurile medicale și trebuie să-l mute într-o rezervă, fiind ultima zi în care, după statistica medicală, ar mai fi putut să trăiască. În momentul acela era duminică, știu că tatăl meu a zis, mai mele zice, chiar dacă nu-l mai prind în viață, dar azi e duminică și trebuie să mă duc măcar un pic la rugăciune trebuie să fug la... era o biserică aproape acolo, trebuie să fug măcar un pic, mă rog și vin înapoi repede. În momentul acela a intrat într-o biserică, l-au mutat dintr-o rezervă într-alta și a așteptat din momentul meu să plece în, în biserica aceea era un, un vas de lucrare al Domnului și pentru prima dată nu, nu s-au văzut niciodată oamenii ăștia niciodată, nu s-au întâlnit a venit un cuvânt, chiar era timpul de rugăciune și cum am intrat în untru, s-a ridicat instant, s-a ridicat omul acesta, iar cât despre tine, bărbatule? Așa vorbește Domnul. Du-te înapoi, că o drasla ta de parte bărbătească va trăi și nu va muri. Eu, Domnul, astăzi îi voi da vindecarea. Nu știu cum, a fost pentru biserică atunci, în momentul ăla n -am înțeles, mult, lume n înțeles. El n-a mai stat să explice. A ieșit, deci a intrat, s-a rugat, a venit cuvântul și a fugit, a plecat înapoi. Lucrarea frumoasă pe care a făcut-o Dumnezeu a fost următoarea: că în același timp cât el era în biserică, în Salonul Morții, practic așa, l-am numit noi Salonul Vieții cu Salonul Morții, după două luni și ceva, își deschide pentru prima dată ochii. Și spune aceleași lucru pe care l-a spus înainte să le închidă. Și anume, a început să strige, mamă, zice, mamă, nu mai plânge că nu mai mor. Și eram așa, pe margine, așteptam momentul acela, ochii deja ieșise din orbită, da, era într-o stare gravă. Și n-am înțeles, eram atât de bucuroși, de surprinși de ce a făcut Dumnezeu acolo. Și el continuă și spune, pentru că aici, în salon, a coborât o persoană mare, zice, îmbrăcată în alb și are o cremă în mână. A băgat deci de acolo și mi-a pus-o pe ochi și a zis, deschideți ochii, la cuvântul lui, el și-a deschis ochii. Clinic vorbi nici astăzi, în analizele, în biletul de ieșire și așa, nici astăzi nu se poate explica, un încercat medical să explice unde s-a scurs acel puroi, ce s-a întâmplat, cum, nu se poate explica, însă medicul, care, că aici era lucrarea lui Dumnezeu, a început să tremure. Și vă duceți aminte, cum am spus de la început, că el râdea de cei ce tremură. Și a început să tremure și la un moment dat mama îl vede. Și îi spune domnul doctor ce se întâmplă cu că tremurați? <laughs> La care el se uită și spune doamnă, dacă ăsta este Dumnezeul pocăiților, cu un astfel de Dumnezeu, vreau să am de-a face și eu. L-a luat, a fost o perioadă așa de revenire, de câteva zile și neputând să meargă, dai seama deja două luni, organismul era foarte slăbit, Spunea medicul, știi, doamnă, de fapt, el niciodată nu o să fie normal, chiar dacă și-a revenit, a fost coma care i afectat partea cerebrală și așa. Și a spus, totuși, de să încercăm. Și eu zic, ce asta? e asta? Deci o hârtie extraordinară. extraordinar. Și spune, asta ce e? un pix. Dom'le, tu chiar vezi? Tu știi cine sunt? Și eu spune, da, ești domnul doctor, uite așa nu venea, acestui medic nu venea să creadă ce se întâmplă sub ochii lui și l-a luat într-un scaun cu rotile și mergea pe partea de infecțioase și medicul care spunea familiilor, mamelor, mămicilor, tăticilor că el spune cine trăiește și cine moare, de data asta s-a schimbat versiunea și striga a început o evangelizare fantastică în Spitalul ăla. Și striga tuturor mamelor: Există Dumnezeu cu adevărat? Dumnezeu are ultimul Slavă. cuvânt, El Dumnezeu. spune cine trăiește, El dă viața unui om care a fost sortit morții Dumnezeu de a viață. Uitați-vă la copilul ăsta. Spunea la mame care aveau copii bolnavi de SIDA, cu meningită, cu uh, când te îngălbenești, uh, cu hepatită, tot felul de virus erau acolo. spunea Există Dumnezeu? Rugați-vă că Dumnezeu vă poate vindeca uh, copiii. Uitați-vă, dovadă, așa a început El să facă lucrurile acestea Ei, din momentul acela, viața noastră a început să se schimbe. Cu adevărat, am văzut că. Dumnezeu... S-a întors la Dumnezeu? Fratele meu are o relație foarte bună acum cu Dumnezeu, din păcate. Din nu, nu, păcate, mă referam la medic. A despre el cunoaștem doar despre faptul că a venit de vă câteva ori la biserică și după ce, după câțiva ani de zile am auzit că a încheiat un legământ cu Domnul. Nu știam atunci, dar cineva ne-a spus că domnul doctor de la infecția să ne dea și numele dânsului s-a întors la domnul după vreo trei ani Foarte de zile. A fost o lucrare extraordinară și Dumnezeu a început să lucreze. Și atunci, treptat, relația noastră cu Dumnezeu a început să crească la un alt nivel și de la zi la zi sau de la an la an Dumnezeu ne-a crescut pe fiecare. Deci Dumnezeu poate să intre într-o casă în încercare. Exact. Că mulți se întreabă, măi, dar m-a părăsit Dumnezeu. În încercare niciodată Dumnezeu nu părăsește, ci în încercare noi am fost învățați și am considerat că ziua încercării e exact ca la examen, când ai un examen la școală, și profesorul trebuie să tacă până în faza de examen el ți, predat, ți a predat ți-a arătat materialul din care trebuie să te pregătești iar în ziua uh, extemporalului sau testului, niciun profesor nu vorbește Tot, toți tac și te lasă să vadă ce scrii și cum scrii și cam așa am considerat noi momentul în care am trecut prin multe foarte rău. faină imagine așa e da, no, Doamne, hai să continuăm că sunt multe, Domnul să fie slăvit Amin. pentru asta <coughs> Într-un final ca să concluzionăm fratele tău a mers pe picioare a fost sănătos este căsătorit, are patru copii este bine, este sănătos și astăzi vede are familie își vede de treburile lui și într-un final Dumnezeu și-a arătat numele și el astăzi la rândul lui vorbește despre minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața lui altor oameni și altor copii sau părinți care trec prin probleme. Da, câteodată Dumnezeu ne încearcă ca să Fim o binecuvântare și pentru alții care trec pe acolo. Exact, exact. Și știi cum e cel mai bine, vorbește omul care a făcut foamea, care a trecut prin sete, care a trecut prin necazuri, care a fost deasupra gropii morții. Pentru că sunt multe persoanele care Dumnezeu le-a redat viața, le-a mai dat o șansă de viață. Din păcate. Mulți doresc pe Dumnezeul minunilor sau minunea în sine și foarte puțin sunt uh, oamenii care doresc pe Dumnezeu minunilor. Mă las aici să fac o paranteză? Da. Acum mi-a venit. E un lucru pe care mi l-a spus un prieten păstor. El nu o să-l spună niciodată, dar eu pot să-l spun că nu sunt pastor. așa că mi-e uh, mult mai ușor. Într-o zi a mers... Uh, la o ceremonie de asta, unde veneau mulți oameni, nu la Paraschiva, zic, mai, mai există un, un sfânt în țară, unde merg oamenii la racla lui să se închine, să primească, nu mai știu cum îi zice, nu-i face reclamă. A mers acolo păstorul și s-a dus în spatele mănăstirii și a, a găsit un, eu spun așa, în mare, a găsit un călugăr care stătea și asculta păsările. Natura își mângâia barba. Și nu s-a prezentat prima dată. Și prima întrebare care a pus-o, i-a părinte, toți oamenii ăștia erau mii sau zeci de mii de oameni acolo la rând. Toți oamenii ăștia vor fi mântuiți? Și călugărul a spus așa, nu vor fi mântuiți. Și a zis, păi de ce, părinte? Pentru că, uite, toți vin aici să facă, ca cineva să-i facă mi minune și și dacă se întâmplă minunea, Uite, vezi, aici sunt niște inscripții. N-ai voie să fumezi. E văzut că-ți fumează. N-ai voie să arunci gunoi pe jos. E văzut că-ți aruncă gunoi pe jos. Majoritatea vine aici și după merg înapoi la viața lor păcătoasă. Și apoi a spus, i-a spus faptul că e păstor și a zis, eu și cu voi, noi și cu voi, i-am stricat pe toți, am învățat să alerge la Dumnezeu doar după minuni. Pentru că de cele mai multe ori oamenii în necază îl caută pe Dumnezeu și după aia îl uită. Cred că e foarte important, de asta am vrut să spun lucrul ăsta, e foarte important ca să-L căutăm pe Dumnezeu în momente în care Marea e liniștită. Exact. Sunt momente care spun foarte mult despre Dumnezeul tău în momentul în care valurile pornesc și întârzie să apară. Răspunsul. Am întrebat toată un grup de tineri la care am stat de vorbă de ce îl iubim pe Dumnezeu. Și majoritatea a fost pentru că ne dă, pentru că avem, pentru că, pentru că, pentru că. Iar în momentul în care am ajuns să punem în următoarea întrebare, dacă am fi în locul lui Iov, căruia Dumnezeu i-a luat, i-a luat, i-a luat, i-a luat, ai mai putea să spui că Dumnezeul ăsta e Dumnezeul tău, un Dumnezeu care te iubește? Majoritatea au tăcut. Noi putem să spunem că îl iubim pentru Dumneze pe Dumnezeu pentru ceea ce este El, nu pentru ceea ce ne dă și nu pentru ceea ce poate să facă Dumnezeu în viața noastră. Ce am ajuns să spunem din toată inima și spunem tuturor, iubirea asta de Dumnezeu e necondiționat, îl iubesc pe Dumnezeu pentru că îl iubesc și atât și trebuie să recunoaștem un lucru că Dumnezeu nu se schimbă indiferent dacă Absolut. eu îl laud sau nu laud. El îl laud e același Dumnezeu, cel rămâne cel... Cu, aceeași cu aceleași proprietăți, cu aceleși calități nu o să fie mai aproape de tine că vai Dumnezeul meu e iubirea ta și momentul tău de apropiere cu Dumnezeu spune de cât de aproape este Dumnezeu pentru tine, știi? este un exemplu ăla cu avionul, cu copilul și tatăl, că merg împreună și spune, tată, uite ce mic e avionul, la care el spune, da, dar știi că acolo sunt 250 de oameni. Nu se poate, tată e așa de mic. Și l-au dus la aeroport și s-a apropiat de avion, același avion, fiind uriaș, și a spus, tata, e atâta de mare, cum era așa de mic. Și... Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât Dumnezeu tău este mai puternic, este mai mare. Cu cât ești mai departe de Dumnezeu, Dumnezeu tău este acolo undeva mic, un Dumnezeu care face și el ceva. Și să mai completăm un lucru aici. Dumnezeu nu are nevoie de mine și de tine. Absolut. A avut, are și va avea și eu nu vreau să mă rog la un Dumnezeu care are nevoie de mine. Eu vreau să mă rog la un Dumnezeu de care sunt eu dependent. E atot puternic, e nemărginit, nu pot să-L limitez doar. mai. oare poate Dumnezeu să vindece aici? Da, Dumnezeu poate să scoată din morți. Amin. Pentru că El deține controlul la întregul universul. Dar pentru asta... Îl lăudăm, slăbim să fie. Fratele Dani, ai cunoscut experiențe frumoase cu Dumnezeu? Asta e una care a văzut-o în familie. Povestește-ne despre darurile care Dumnezeu ți le-a dat. Sunt mulți oameni care contestă darurile, dar eu, experimentându-le, uh, mergând cu oameni care au experimentat și văzând lucrări, pipăind cu mâinile mele, ca, ca și Toma, <laughs> da, uh, am văzut că Dumnezeu face lucrări minunate. Și mi-ar place asta să povestim despre câteva lucrări în care Domnul te-a chemat pe tine. Sunt, știu, acum n-am vorbit cu tine înainte, dar știu că au fost momente în care Dumnezeu te-a chemat de acasă să pleci. Da. Cum te cheamă Dumnezeu? În momentul în care viața noastră e dedicată oamenilor, și în noi există o dorință de a fi în folosul oamenilor. Dumnezeu întotdeauna va lucra și va vorbi într-un mod deschis față de lucrătorii săi sau de oamenii pe care Dumnezeu vrea să-i folosească. Eu cred că Dumnezeu vorbește personal oamenilor când îi trimite, îi și echipează, le dă coordonate exacte, dar sunt și oameni cărora Dumnezeu, de exemplu, nu le dă toate detaliile. În cazul meu. Și în cazul nostru, pentru că vorbim de trimitere, lucrare, misiune, prin darul profetic, Dumnezeu ne-a vorbit și îmi place să vorbesc la plural, pentru că suntem mai mulți frați, o echipă de frați care plecăm în lucrare și Dumnezeu ne vorbește specific și una din lucrările pe care sunt multe, lucrări la care Dumnezeu ne-a chemat și ceea ce auziți acum sunt în premieră, o parte din ele, altele le-am mărturisit prin biserici. Uh, eram la rugăciune acasă și momentele astea în care Dumnezeu îți vorbește, nu te atenționează, ei, trage pe dreapta că vreau să spun ceva. Ești în momentul tău de relație cu Dumnezeu, ești în relația ta personală, adică eu sunt într-o rugăciune, pot să spun tot timpul sunt în relație cu Dumnezeu, nu știu unde să-ți Nu am un moment în care aud voce, oprește, roagă-te, că vreau să-ți vorbesc. Sau, Doamne, stai puțin că eu mănânc. Da, nu, deci vorbirea asta și glasul lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu vorbește este atât de autentic. Adică Dumnezeu nu încalcă normele umane, o lumină în cameră, știu că trebuie să mă duc să mă retrag, să nu, e o relație în care Dumnezeu vorbește. Acum faptul că noi vorbim aici, urmărește oamenii la care uh, se uită la noi și Dumnezeu le transmite mesaj. Adică pur și simplu poate să vorbească în timpul ăsta vorbește Dumnezeu. Și uh, spunea Duhul Sfânt la un moment dat, zice, te vei duce într-un loc. Uh, seaca de pădure se numește... Recunosc cu timpul tot ceea ce am dobândit, ca modul ăsta din care îți vorbește Dumnezeu să nu mai pui la îndoială. Sunt foarte mari încercările astea de a te îndoi de cuvântul lui Dumnezeu, când ne spune, te duci la saca de pădure, drept să-ți deci spun. zis exact localitatea. Localitatea unde vei găsi două vase ale mele care sunt cu probleme, deci în genul că trebuie să fie întărite, trebuie să fie... Eu, domnul, vreau să le încurajez. O zonă grea, e partea Olteniei. Și vasele astea au probleme în genul că sunt lovite foarte tare și trebuie mângâiate, întărite, ca ele să, lucrează, să lucreze pentru Dumnezeu. Iar continuă uh, cuvântul și spune, vei găsi o sora sau o doamnă, Ramona, care nu umble, este în scaun cu rotile. Eu, domnul, îmi voi face numele de slavă, iar voi trebuie să mergeți. Punct. După mesajul ăsta, primul lucru am luat uh, să întrebări. Nu, m-am învățat, au fost momente în viața mea când puneam foarte multe întrebări și cu altă ocazie, altă dată. Dar de data asta, obișnuit cu modul în care Dumnezeu îmi vorbește, adică nu mai tresar. Au fost momente când Dumnezeu vorbea și, wow, ce-a Ce fost asta, de unde a venit, era un început. Ei, cu timpul, Vorbindu-ți o, o, o mamă, un tată, dacă e tot timpul cu tine în casă și-ți vorbește, nu mai te tresar la fiecare vorbă pe care-ți o adresează, pentru că ești obișnuit. Dumnezeu spunea lucrurile astea și am început să-mi notez. Și după ce am terminat cu. ne-am rugat ca Dumnezeu să ne dea o călăuzire, să vedem cum, cu ce mergem până la urmă, uh, am căutat să de pădure. Și acum, dacă cauți, e un loc în care îți dă foarte multe puncte, puncte. Și, în Practic parcă nu există. Și atunci am început să mă îndoiesc. Primul, primul semn am avut așa, zic, ce seacă de pădure? E că ești o... curios, caut între timp. Da, zic, ce seacă de pădure? Unde mă trimite și ce o să găsim? Nu cunoaște, n-am avut contact, n-am avut-o nimeni acolo și... Am sunat frații cu care plec și am spus, fraților, sunteți de acord să mergem într-un loc în care nici nu știm dacă există, dacă nu știu ce va fi acolo, dar trebuie să mergem pentru că i-am dat detaliile și ceea ce Dumnezeu vrea să facă. Frații cu care noi, cu care eu lucrez, sunt doi frați, prieteni foarte buni, pe care îi salut, oamenii ăștia sunt mult mai încrezători ca mine, așa, pentru că n-au ei descoperirile, știi? n-au <gântu -i> <gântu -i> <gântu -i> lupta ca <gântu -i> da. Și atunci au spus, băi, de ce să amânăm? Hai să mergem. Am luat mașina și am început să plecăm. Și am ajuns într-un moment, am ajuns la Axeaca de pădure, unde, fraților, se termina drumul. <laughs> și nu... da, seara, dimineața, când ai Deci, uh, asta în funcție de cum am reușit să facem rost de mașină și să plecăm, am ajuns acolo undeva de la după masă, trecut de ora 5, după masă 6 chiar încolo, Ideea e că, bun, am ajuns în seaca de pădure, dar zic, unde mergem până la urmă? Și am, auzeam de la unul, de la altul, că Dumnezeu îți spune dreapta, stânga, na. <laughs> și spuneam și eu, Doamne, dar dă-ne și noi mai multe detalii, adică dreapta, stânga, nimic, deci zero, adică nu s-a mai auzit nicio dreaptă, nicio stângă, nu fabule sau... S-a terminat drumul. Și după ce s-a terminat drumul, era o casă undeva pe dreapta și aveam o variantă, să ne întoarcem înapoi numai bine în Timișoara, sau să întrebăm pe cineva de ceva pocăiți acolo, că mă, unde mergi, că deja drumul de asfalt se termina, se era un drum rău și cam mai era. S-a dat un frate jos și a bătut la prima poartă, care era acolo, ultima casă de altfel, și a întrebat, nu vă supărați, căutăm o familie de credincioși, de pocăiți, pentru că aveți, știind că zona de Oltene e o zonă unde nu prea găsești toată ziua pocăiți, și la care una din uh, femei a ieșit afară și a zis, uh, dar cine v-a trimis? Și în momentul ăsta Spune, uite, este un frate Avem un frate aici Care domnul eu a spus că trebuie să-l în ziua cu asta, Că sunt două vase de lucrare ale domnului Vă dați seama, primul contact cu o femeie care nu o știe Și deci se pare ireal toată povestea asta Dar asta e frumusețea lucrării lui Dumnezeu De fapt și asta e trimiterea pe care Dumnezeu o face unui om la care femeia începe să plângă și spune, fraților, zic, e o soră care vine la mine, la rugăciune, și noi ne întâlnim, zice, ne întâlnim regulat să ne rugăm. Și dumneavoastră este pocăită? Da. Și mai este, da, mai este o soră cu care și ea, uite așa, putem să intrăm să facem o rugăciune? Da, sigur, da, da, bun cele două femei cu care noi ne-am întâlnit erau cele două vase din biserică pe care Dumnezeu, de fapt, trebuia să le uh, întărească și să le vorbească și să le trimită mesajul pe care Dumnezeu l-avea pentru ele. Așa de zidiți au fost, așa de îmbărbătați, au fost așa de, de frumos a lucrat Dumnezeu. Oamenii ăștia nu, nu neapărat au fost uh, zidite de mesajul pe care Dumnezeu l-a și de ăsta. Dar faptul că cineva au venit de la nu știu de unde, neștiind unde să ajungă și cum o călăuzi Dumnezeu fix în casa aia. Adică era fascinată de poveste. Am început să spunem lucrările pe care Dumnezeu le, le avea de spus pentru femeia aia, pentru acea femeie și am continuat după, un, după rugăciune că n-am spus tot ce se întâmplă, pentru că aveam și noi, vis a -vis de asta, aveam o îndoială cu doamna Ramona, scaun cu rodile, nu era biserică. Și totuși am întrebat, există și este cumva o doamnă, o soră, Ramona, care este într-un scaun cu rotile, la care femeia a spus, da, de 8 ani de zile, femeia asta nu mai umblă, este așa, așa, așa. Și am zis, putem să ajungem până acolo și da. Am intrat în casă la acea femeie, într-adevăr era întinsă, era un scaun, era un, avea un soț care se îngrija de, de ea, era un, între vârste, soțul nu era credincios, erau oameni obosiți. În sensul că el era foarte obosit. Se vedea pe față că nu mai făcea față, să o întoarcă. Să... Noi am fost plini de râv. N am zis, Doamne, dacă suntem, am văzut că s-au legat primele, acum o să vedem minunea și foa. eram fascinați de, de modul Dumnezeu de lucrare. Și am început să ne rugăm. Ne dați voi, nu am început să facem frumos pe baza cuvântului și am spus să ne dați voi să ne rugăm. Da, am început să ne rugăm și ne au rugat. Era credincioasă? Ea era soțul, nu. Uh, am început să ne rugăm și am pus foc acolo. Na, știi tu. Crezi că ajut, rugăciune, nu? da. Îl <laughs> ajutăm pe Dumnezeu, știi? S-a terminat rugăciunea și aveam impresie că la un moment dat, din momentul în care trebuie să sară undeva, trebuie să se ridice în picioare și să umble și să se facă lucrare bazată pe cuvânt și de descoperire. Și nimic. Uh, am fost așa Venea să crede, parcă nu era doamne, zic, sigur? Toate lucrurile s-au legat până aici. <coughs> și am întrebat-o, zic, sora, era mâna, ești ok? Ai simțit ceva? Am pus și noi întrebări. Dacă le spune, da, parcă nu mai mă doar așa tare burta sau stomacul măi frate, zic, pentru ce ne-am rugat și ce se întâmplă nu avea sens, așa nu se legau și am plecat vreau să spun că n-am mai scos un sunet până în Timișoara deci de acolo și sunt câteva sunt eu, patru ore și ceva am uitat acum, cinci ore am tăcut toți eram în liniștea noastră de ce doamne, de sunt ce patru ore jumătate în momentul în care am ajuns dimineața acasă, trebuia să slujim la biserică, eram la timpul de rugăciune, eram așa descurajat. Nu vreau, nu mai, nu înțeleg, Doamne, de ce? Am slujit așa cu jumătate de inimă, am ajuns acasă pe la patru. Am luat numărul de contact al unei surori de acolo și am scris Seaca de Pădure. N-am mai știut exact numele și că nu punem, niciodată n-am pus întrebări decât strict pe ceea ce Dumnezeu ne-a trimis. N-asta, la povești, să aflăm problema, de ce nu mai lucrau, niciodată. La care o vocea de la telefon îmi spune, frate, astăzi la seacă de Pădure a fost o sărbătoare extraordinară. Deci, acum s-a terminat biserica. Zic, dar ce s-a întâmplat? Zice, frate, sora Ramona a intrat pe picioarele ei în adunare, în biserică. Și soțul ei și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu. Slavă, Domnului! Îți spun, m-a copleșit puterea asta lui Dumnezeu, am închis telefonul, am mulțumit, Dumnezeu mi-a cerut iertare pentru necredința mea și apoi a venit Duhul Sfânt și a spus așa, simplu, Dumnezeu nu își împarte slava, slava cu, cu, oamenii niciodată și nici cu tine. Oricât de clar ai auzit vocea lui Dumnezeu, oricât de bine pretinzi tu că ești cel mai curat om de pe... Nu își va împărți Dumnezeu slava. De ce? Pentru că Dumnezeu trebuie și este singurul care și-a făcut lucrarea de slavă. Bineînțeles că au fost după aceea telefoane să ne ducem niciodată, nu am mai mers și nici nu am de gând să mai merg de grabă acolo, pentru că oamenii trebuie să-L vadă pe Dumnezeu, nu alți oameni prin care uh, se manifestă aceste daruri, să spunem, sau rugăciuni, mai bine zis. Oamenii trebuie să-L accepte pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu poate și poate Dumnezeu la rugăciunea unui copil să-ți dea o pereche de papuci sau poate Dumnezeu, printr-o rugăciune, asemenea rugăciuni, să te ridice din scaunul cu rotile și să fii sănătos. Slavii să fie, Domnul! Wow. Wow. Câteodată, mi se pare că... Adică nu câteodată. Că Dumnezeu îți dă bucurie până la un anumit punct, să nu te bucuri foarte tare ești dă și întristare suficientă, dar să nu cază în deznădejde. <laughs> Că doar așa, te, doar așa ne ține Domnul, controlați. Că dacă ajungem la un moment în care să zicem, băi, fii atent, băi, ce-a făcut Dumnezeu pe mine, există acolo un sâmbure care uh, nu, nu rămâne doar sâmburele și dă, exact. crește un pic. În fiecare din noi există un sâmbure de mândrie sau de partea asta umană am fost eu acolo. Uite, vreau să-ți dau un exemplu. Am fost într-un cer de rugăciune unde Dumnezeu a lucrat cu putere foarte frumos și au venit mulți tineri, s-au întors, dar au fost ceva frumos. Și Dumnezeu a lucrat prin partea asta profetică. Uh, data, următoarea dată, eu eram un cer de rugăciune, tot aici, în zona noastră, unde obișnuiam să mergem frecvent. Și la un moment dat, pentru că s-a dus vestea, se duc. Veștile circulă repede, că e cineva, Dumnezeu, mă rog. Trebuia să mergem, era marța, trebuia să mergem la rugăciune. Și vine Duhul Sfânt și spune, ascultă bărbatule, te vei duce la rugăciune, dar nu vei spune niciun cuvânt. Pentru că în locul în care tu te duci, ești așteptat tu, nu eu. Așa că tu taci. Eram în drum spre acel loc, și era în mine așa o nedumerire. De ce, Doamne? Adică, na, ce am greșit? Am greșit ceva în modul meu de lucrare, și nu ai greșit nimic, tu. Dar oamenii așteaptă să vină acel cineva pentru că ei cred că dacă vine ăla, vine și Dumnezeu Dumnezeu deja este în viața oricărui om, Dumnezeu poate să apară prin recunoștința ta, te recunoști, Dumnezeu este acolo într-un să apară eu, să vin să-ți confirm da, este Dumnezeu aici în momentul în care am ajuns, a fost o lucrare foarte faină, într-adevăr au fost o mulțime de oameni noi, adică na, invitați, veniți, să vedeți știi că o să vină, o să fie dacă Dumnezeu nu vorbea, probabil că mergeam exact în extrema în care discutai mai înainte. Am ajuns și m-am așezat și m-am rugat înainte lui Dumnezeu și se termină prima rugăciune și iasă un cap așa de după, știi? A fost ceva din partea Domnului? Și la care am spus, zic, nu clar a fost ușor deranjat că nu a fost ceva din partea lui Dumnezeu continuă rugăciunea așa, încă o dată încă rugăciunea a treia și tot nu și nu și nu și nu și la un moment dat s-au ispitit cei ce au fost au spus frate, dar nu se poate, adică cum oamenii ăștia ce, de ce au venit, de ce Dumnezeu lucrează așa, de ce n-ai avut niciun cuvânt e foarte simplu Dumnezeu vorbește când dorește. Un cântăreț, cum sunteți voi sau echipa voastră, dacă sunteți invitați, voi trebuie să cântați. Că trebuie da. să cântați. Că până la urmă... A fost o, o inspirație odată și după aia o repetăm. Așa. Un predicator, dacă îl chem la predică, el trebuie să-ți predice. De ce? Pentru că trebuie să-ți predice. Un proroc dacă îl chem la lucrare, nu trebuie să-ți prorocească. Îți dai seama câtă presiune să pune pe oamenii lui Dumnezeu. Foarte. Dacă, dacă, de exemplu, te cheamă să mergi în Constanța, să zicem. Da. Și pe drum spre Constanța, omul te invită, îți plătește tot, da. e totul bine și Dumnezeu îți zice, nu vorbi. Bă, frate, dar eu te-am chemat, că știu că Dumnezeu, oamenii strică pe oameni. În momentul în care am spus nu, în cercul acela, clar, nu vrei să știi ce-a urmat de după, însă prefer să încasez așa anumite lucruri și vorbe și să rămână, numai Domnul știe, să le răspătească, decât să-mi pierd relația personală cu Dumnezeu și să nu-i mai aud vocea. Că știi ce se întâmplă? În lucrarea profetică te duci odată. Și posibil prin neatenție să cază în această capcană a invitațiilor, a banilor, a confortului te duteți în trei zile, nu știu pe unde frate, trebuie să fim exclus, Duhul Sfânt, ca dar profetic, nu poate fi coordonat de un sponsor. Duhul Sfânt poate fi coordonat only, doar de Dumnezeu. Și să specificăm că banii noștri nu cumpără nimic Niciodată. din spiritual. A fost unul care a încercat să cumpere, este vorba despre Simon, care a încercat să cumpere cu bani puterea aceasta și i-a spus să pierdu și banii tăi și inima ta rea, ai o inimă rea. Lucrarea lui Dumnezeu nu se poate cumpăra, iar un proroc, odată căzut în capcana aceasta a banilor, a invitațiilor, a compromisului, N-aș vrea să intru acum în prea adânci taine, însă s-ar putea, repetând aceste uh, fapte, să confunde glasul lui Dumnezeu când vine Dumnezeu câteodată și îți vorbește, uh, fiind obișnuit să ai compromis, nu mai știi unde e Dumnezeu, unde ești tu, unde mai taci, unde nu mai taci. Am avut perioade în care am fost împreună cu câțiva frați în lucrare... Uh, departe, afă în afara țării, și Duhul lui Dumnezeu a venit și a spus din nou, liniște. Și a spus, Doamne, dar vorba ta, suntem departe de țară și Duhul sunt a spus, liniște. Și o trebuie să ne supunem acestei voi lui Dumnezeu. Dumnezeu e adevărat și drept, n-a lăsat lucrurile nerezolvate. Dumnezeu le-a rezolvat, însă nu în modul în care doreau acei oameni care ne-au chemat și ne-au invitat să lucrăm pentru Domnul. Ei ne-au și pus tot. Așa trebuie, așa, așa, așa. Ceea ce în lucrarea profetică nu există. unii mai vin să-ți explice lucrurile cum stau ca să te ispitească. Și așa ceva nu există. Iar un alt aspect important în lucrarea profetică, odată ce te duci într-un loc, într-o biserică, familie, dacă ți se prezintă Problema bisericii, eu nu mai dau drumul la nicio lucrare, adică personal aleg să tac. Pentru că s-ar putea amesteca foarte multe lucruri. Și de aici apar și multe probleme, confuzii. Dumnezeul nostru, prin lucrarea profetică, nu încurcă oamenii. Dumnezeu descurcă. Asta e calitatea lui Dumnezeu. A fost la un moment dat un împărat care s-a trezit încurcat încă din patul lui și spune Băi, am avut un vis. Șapte slabe, cu grase. Ce se întâmplă cu astea? Adică nu, nu le înțeleg. Era încurcat. Ei, vine Duhul lui Dumnezeu prin Iosif și spune, ești încurcat? Da. hai că este cineva aici care ci că are Duhul lui Dumnezeu și ăsta ar putea să descurce. Și vine Iosif și îi spune, auzi împărate, știi, faraon, știi ce de fapt lucrul ăsta? Șapte ani, uite așa, tu trebuie să te pregătești. Și spus, să se spună peste tot, să știe toți. De ce? Că există un Dumnezeu în Israel. Dumnezeu nu încurcă. Un alt împărat se trezește foarte încurcat când vede mâna aia, capul de mână, scrin ce înseamnă probleme. Vine Daniel și descurcă problema. Dumnezeu, prin Duhul profetic sau prin darul profetic, nu încurcă mai rău un om, ci îl descurcă din încurcăturile în care îl se află. În momentul în care te încurcă mai rău, trebuie să spui semne de întrebare. Iar Duhul lui Dumnezeu niciodată nu vine să-ți dea o direcție pe care tu nu o ai, sau un gând pe care tu nu-l ai. Vine Dumnezeu și spune faci ceva la care tu nu te-ai gândit niciodată. Mai rar se întâmplă. De obicei, Dumnezeu confirmă când ai o lucrare bună în inima ta, în viața ta, cu privire la anumite lucruri pe pământ, Dumnezeu vine printr-un vas, dacă tu ai nevoie, vine și confirmă, văd o lucrare pe care vrei să o faci și stai în îndoială. Da, du-te, fă că Domnul va fi cu tine. Și sunt niște lucruri. Da. Oh. Hai să mai, mai spun experiențe că sunt sigur că mai sunt multe. Una din lucrările lui Dumnezeu de, de trimitere în, în, cu nume, de obicei Dumnezeu ne trimite cu nume, cu locații, dar repet, ceea ce vă spun sunt experiențe adunate în timp, nu sunt în fiecare zi lucruri, adică nu se întâmplă, adică avem o viață, avem familie, avem servici, avem slujirea în biserică. Apropo, orice lucrător proroc, fie el ce evanghelist, tot ceea ce îi dă Dumnezeu să facă, trebuie să aparțină de o biserică unde trebuie să fie activ. Adică eu de câte ori plec în lucrare, biserica de unde fac parte trebuie să știe și unde plec și cine sunt și ce fac și care e familia sau trebuie să fie autentificat în biserica aia cel puțin. Sunt mulți care fac sau uh, lucrează pentru Domnul, dar nu au pațin de nicio biserică. Adică nu au nimeni, nu știe cine e din calea Domnului sau din Valea Plângerii. Ei, Duhul lui Dumnezeu ne-a trimis odată la un cer de rugăciune. De fapt, știam cercul acela de rugăciune din Turda, unde Dumnezeu lucrează, erau niște oameni acolo fantastici, iubitori de Dumnezeu. Și a fost o seară deosebită. De obicei, unde se adună oamenii să roagă, e o seară deosebită. Și acolo, la final, ultima rugăciune, ultimul îndemn, ultima vedenie. A fost pentru o cauză, au dus o cauză înainte lui Dumnezeu și au spus că este nevoie să ne rugăm pentru o persoană care trece prin probleme foarte grele, grave. Asta a fost toată cauza. În momentul în care a fost momentul acela de rugăciune, Duhul Lui Dumnezeu a arătat ceva. Și a arătat Domnul un deget de Dumnezeu. Am văzut așa un deget și de pe degetul Lui Dumnezeu curgea un de lemn, ulei. Și am văzut așa persoană, fiind un copil, repet, în adunare s-a dat o cauză. Iar vedeam că este vorba de un copil și pe unde trecea degetul lui Dumnezeu, curgea un de lemn peste copilul la începând de la cap, pe oasă, pe tot, pe unde trecea degetul lui Dumnezeu, tot, practic, la uns cu tot. Și a fost un glas așa. Eu, Domnul, voi face vindecarea totală a acestui copil. Amin. Obișnuit cu vedenii, cu lucrări, m-am ridicat și am spus lucrarea. Și am spus, uitați ce lucrare mi-a dat domnul, neștiind în ce mă bag. Și spun asta în ghilimele. În momentul în care era ultima vedenie, era rugăciunea de mulțumire, la care toată adunarea a fost pe mut. Mi-am dat seama că ceva... Ceva e neregulă. Uh, și mă întreabă din nou fratele care conducea acolo ce frate, te rog frumos să mai spui o dată și să ne explici în o lucrarea, adică să, să fie mai clar. Puh. m Mai spus-o încă o dată, am repetat-o. Dar care spune, ești conștient de ceea ce vorbești? Și am zis, da, sunt conștient de ceea ce am vorbit în numele Domnului. S-a terminat lucrurile. Biserica au plecat, frații de acolo au plecat și la un moment dat au rămas conducerea și frații care au venit și au spus, frate, uite care e problema. Este vorba de un copil care are o boală, oase de sticlă. Știi ce e aia? Sictind una între alta, am aflat că este o boală care în orice poziție s-ar muta acel copil se produce fractură și o durere ca la o fractură. Adică ah, e un calvar, mai bine zis. Durerea este Exact ca un os care se rupe la noi, oase de sticlă, dacă se mișcă sau dacă îl bruschezi, îl ridici puțin, e fractură, e dezastru. Tatăl acestui copil nu era credincios, mama era credincioasă, era întoarsă la Domnul, era biserica din Turda, Cluj, o parte din biserică, se rugau pentru copilul ăsta, la dusese înainte lui Dumnezeu. O parte din biserică adunase deja o sumă de bani pentru că trebuia să fie, nu mai știu când e acolo rugăciunea, spre sfârșitul săptămânii trebuia să plece în Austria cu el la o operație, la care medicii de acolo au spus foarte clar, deși aveți suma asta de bani, s-ar putea să nu reușim să facem mare lucru pentru copilul ăsta, pentru că e greu. Tatăl copilului deja înaintase câteva cereri în care să ceară statului român să-i curme suferința copilului. Mama nu durea sub niciun chip lucrul ăsta să se întâmple cu copilul lor. Era o situație foarte tensionată și un lucru la care vasele de pe zona aia nu s-au băgat. Preferau să evite toate lucrările, tot, să nu dea nimeni, că nu știe ce se întâmplă. Ei, în momentul acela, vreau să spun că am simțit, într-adevăr, am simțit o presiune care au venit peste viața mea. De ce? Nu ne neapărat din faptul că m-am îndoit de ceea ce Dumnezeu a vorbit, dar oamenii, privirea lor, gândirea Presiunea lor, deși facem parte dintr-o grupare de oameni care pretind că avem credință la oameni Dumnezeu, suntem obișnuiți cu lucrurile lui Dumnezeu, când avem un caz din ăsta, ne copleșește cazul și uităm că, de fapt, peste cazul acela e suprem, e Dumnezeu. E Dumnezeu care, într-adevăr, își păstrează aceleași proprietăți. Adică, el nu s-a schimbat, lui nu-i frică. Dacă te aduci aminte, scrie Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu un fapte nouă, zice, îi spunea lui Anania, zice, du-te pe stradă că îl vei găsi la, în Damasc, vei găsi pe unul zis Saul. Pare că Dumnezeu nu-l cunoaște pe ăla, că zice, pare, este zisul unul Saul. Dar și de ce spune Domnul acolo, zice, zis unul Saul? Pentru că numele lui Saul transmitea frică pentru Anania. Dar înainte lui Dumnezeu, Saul nu înseamnă nimic. Și, repet, sau făcea mult circ în și perioada aia. Și cine e oricum? Absolut, că Doamne. pune niște întrebări știi foarte relevante și spune, tu știi cine e? Și, de multe ori, oamenii îți transmit o doză de, de necredință sau stres sau starea asta, ți-o transmită și ți ca lucrător. Și în momentul ăla a spus așa, Dumnezeu a vorbit și Dumnezeu își va face numele de slavă. Le-am dat număr de telefon, adresă, număr de papuci, tot ce mi-au cerut, absolut, tot, 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 au cerut ca și cnp dacă... și tot da? ce vrei tu, da. Și am lăsat tot, am lăsat acolo ca să fie mărturie. Bun, s-au adunat o sumă de bani ca să ajungă cu, pentru a ajunge cu copilul ăsta undeva în Austria, și după ce uh, au plecat de la cercul de rugăciune, uh, în mod uh, deliberat, era un frate care se ocupa de cazul ăsta și au dus lucrarea înregistrată, m-a pus, o mai dau dată înregistrare, înregistrare, am mai înregistrat, nu știu cât am, am tot înregistrat, să-i ducă la mamă. O dus această la mamă și ei mi se pare că trebuia să plece vineri. Deci ei nu erau fizic acolo Nu, în... nu exact. erau. acasă, nu putea să părăsească copilul, nu putea să lase singur. Uh, cred că eram noi joi acolo, sau nu mai mi-aduc aminte exact. Știu că doar trebuia să plece vineri, sâmbătă sau duminică și luni era operația, erau programați acolo. Banii erau luați de la frați, de aici fiecare comor donat. Uh, Lucrarea fantastică a fost de după, mărturiseau niște frați, pentru că m-au sunat, inclusiv și părinții și apoi frații de acolo și au spus așa, am ajuns cu el uh, vineri, cu copilul. I-au făcut analize, într-adevăr, analizele clar arată oase de sticlă. Sâmbătă, duminică, pregătit pentru operație, luni se întâmplă ceva. Medicii încep să intre în fierbere în Austria și spun, nu se poate, și mai facem o dată și încă o dată și îl reîntorc și reîntorc și reîntorc și, reîntorc, și spune, măi ceva cu oasele copilului s-a schimbat. Fără intervenție umană, ei n-au avut ce să mai lucreze acolo. În momentul acela când au spus că copilul are oase normale, sub ochii lor în trei zile, au început oasele să iau o altă formă. Au spus, mai nu se poate explica. Adică cum Dumnezeu sau cine, de unde veni? Și au început să-i povestească. Interesant este că Dumnezeu a făcut o ungere peste oasele acelea și le-a transformat din sticlă în oase normale. Copilul ăla nici gând să umble vreodată sau să miște mâna. Și spunea frații apoi că mi-au trimis câteva mesaje și video. Acel copil fugea prin casa Domnului, alerga prin biserică. A fost o lucrare fantastică și spunea la un moment dat, zice, cea mai mare problemă, știi, care frate acum, care? Că trebuie să dăm bani, trebuie să-i dăm înapoi și nu mai știm la cine să-i dăm bani. Deci nu mai probleme din astea să avem. În rest, totul să fie... Nu să fie fantastic. Asta da. e Dumnezeul nostru și, din Slav. păcate, oamenii pun presiune pe lucrători prin chestiile astea. Dacă Dumnezeu vorbește, lasă-l pe Dumnezeu să lucreze, să, să lucreze. Ne plafonăm în noi, în caz. Ne uităm la caz, un caz de leucemie. Vine, domnul. Aveam un caz cu un copil de șapte ani cu gaură în inimă. Vine persoana asta în adunare și Domnul vorbește. Zice, la acest băiat am să pun degetul meu în inima aceasta. Mama care se ruga pentru vindecare, e un proces interesant aici, Îi spune, frate, eu cred că Dumnezeu îl vindecă, dar dacă statistic vorbim și medical, dacă nu se vindecă un copil până la 8 ani, gaură în inimă, ci că nu se mai vindecă, e ceva greu, foarte greu să mai vindecă. Și a spus, de sură, te rogi pentru vindecarea copilului. Da, frate, da, crezi, da, frate, bun. Domnul este acela care va lucra. Spune așa, zice, frate, uite, hai să spun ceva. Eu mă duc și o să-i fac analize. Avem medici la care noi mergem regulat, nu? Clar, copile sub observație. Dacă se întâmplă să nu fie vindecat, nu o să mărturisesc în biserică ca să nu te fac de rușine, mi-a spus femeia. <laughs> la care m-am dus și am spus, uite, care e problema, soră? Eu n-am vorbit în numele meu ca tu să mă faci pe mine de rușine, ci eu am vorbit în numele lui Iisus Hristos, iar dacă el va dori să se facă de rușine înaintea ta, nu are decât. Dar eu cred că Dumnezeu nu se va face de rușine și mai ales în fața ta. Dumnezeu este acela care lucrează. S-au dus, s au făcut analize și acum ascultă interesant că Dumnezeu când vorbește, vorbește la detaliu. Spune medicul la zice, măi, le scurtăm așa, zice, fantastic. Zice, în inimă, în gaură, este, este, gaura este, <coughs> dar se vede e ca un buric de deget. Se vede ca o pieliță, e ceva care a crescut acolo, e, e, e ca un buric de deget. La instantul a început femeia să plângă și să îi spune, de fapt, domnul doctor, și ce e aia? De fapt, e degetul lui Dumnezeu. Este extraordinar. Vezi, de multe ori, omul cere înaintea lui Dumnezeu și se roagă, dar nu crede. E, la urmă urmei, în fundul inimii lui, nu, nici el nu crede atâta de puternic. Să ajute Domnul necredinței noastre. Amin. <laughs> da, sunt sigur că sunt multe de povestit. Da, și că mai multe, dar poate o să o facem și altă dată. Vreau să încheiem punându-ți două întrebări. Cum face Dumnezeu chemarea? că e o vreme în care e nevoie de lucrători autentici. E, uh, trebuie să recunoaștem. Toți avem o teamă și de proroci astăzi, pentru că și de oameni care au revelații de la Dumnezeu, pentru că au fost dezamăgiți. Trebuie să recunoaștem că suntem dezamăgiți, suntem foarte precauți. Dar oamenii poate nu mai au uh, credință. Acum, eu vreau să cumva să vorbim despre chestia asta. Cum face Dumnezeu chemarea și ce înseamnă să fii om al rugăciunii? Da. Cumva cred că le putem lega, nu? Da. De fapt, ce mare pe care Dumnezeu face, și dacă tot am povestit puțin despre Anania, Dumnezeu cheamă un om pe nume. Când îl vrea în lucrarea lui, Dumnezeu alege oamenii. Dumnezeu are dreptul exclusiv de a-și alege oamenii în lucrare. În momentul în care un om este chemat de Dumnezeu, el simte chemarea, simte pentru ce trăiește, rezonează cu chemarea pe care Dumnezeu o face. Iar în momentul în care simți acea chemare, nu este suficient. Adică mă uit la Anania și văd că în casa lui, știi de unde începe de fapt alegerea lui Dumnezeu? Pentru fiecare om, de fapt, Dumnezeu îl alege din casa lui. În casa ta, în primul rând. Dumnezeu privește dintr-un număr de frați, cât suntem, prima dată că toți suntem copiii cuiva, fiii cuiva, alegeți să vădă care e modul tău de, de, viață în casa ta. Aduți aminte de David, când Dumnezeu îl alege, nu era singur între frații lui, și nici măcar cel mai frumos între frații lui. Erau alții care erau mult mai frumoși, mult mai mari ca el, mult mai puternici. Însă o, omul ăsta făcea un lucru pe care frații lui nu l-au înțeles niciodată, și anume că se bătea cu ursul și cu leu și nu povestea nimănui. Este un lucru wow. Adică nu te-ai bătut cu un om pe stradă, n-ai bătut pe cineva la nu știu ce jocuri, Cei ai luat un miel din mâna unui urs și a unui leu și omul ăsta a tăcut, n-a simțit nevoia să se laude, n-a simțit nevoia să spună tuturor, haide să vă spun ce am pățit, să voiască știrile despre el. Deci momentul în care Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu este momentul în care în casa ta tu deja ești un om ales de Dumnezeu, vezi prin acțiunea lui, din copiii pe care eu îi am, doi, Uh, niciunul nu amândoi sunt diferiți și fiecare e înclinat înspre. foarte într-o între parte și alta și la fel și ai tăi și fiecare. Uh, Dumnezeu caută, în primul rând, cheamă chem, oamenii în casă, din casă, din momentul în care. uite, noi ne-au luat odată casa foc și în momentul în care ne-au luat casa foc nu găseam pe copilul mai mic care era la, la, la noi. Uh, era acolo o zăbuceală ce era pe acolo și am ajuns și noi, de final că eram la lucru și când am ajuns acasă, era fică mea și spunea, nu-l găsim, nu-l găsim, nu știu unde este. Până să ajungă foc în partea de tot acasă, ei să cădea o parte de casă, am intrat într-o cameră și l-am găsit, avea șapte ani, era pe genunchi și se ruga Focul trăzneau, acolo grinzile alea pocneau toate minunile, în curte era o gălăgie fantastică. Îți să mai erau apă peste tot, ăsta era undeva la un colț de pat, nu țipa, nu urla, stătea pe genunchi și se ruga și se spunea Doamne, oprește focul și nu ne lua casa. Deci în momentul în care l-am găsit în casă și l-am scos afară, nu știam, simțeam că nu mai contează nimic acasă. Am zis, du-te cu totul, vine să-i trimit pe ea acasă, mergeți, fratele, și lăsați-o să se brăbădească, că valoarea, valoarea de fapt, e, e aici valoarea, nu ce se duce să se ducă. Când cheamă Dumnezeu pe un om, întâi îl găsește în casa lui, apoi îl rostește numele, îi spune cuvântul lui Dumnezeu, uite -te ce frumos îi vorbește lui Anania, zice, Domnul i-a zis, Într-o vedenie, Anania, și el era în casă, se ruga. Deci în casa ta te pregătește Dumnezeu. Apoi, restul, seminarii, teologii, nu mai știu, alte lucruri. Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu te cheamă pe nume, apoi Dumnezeu te consacră în lucrarea asta, te echipează. Nu poți să te duci în niciun fel de lucrare dacă nu ești echipat. Și știi cum se face echiparea asta? E adevărat că se poate face teologii, prin cuvântul lui Dumnezeu și prin tot ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în FSN, dar... Ce folos să trimiți în luptă un om care nu știe să scoată măcar sabia la luptă? Sau un om care n-a făcut niciodată foamea? Un om care n-a fost niciodată în lipsuri? Un om care uh, n-a fost umilit niciodată? gândește te cum ar arăta un slujitor plin de sine, plin de eu, de ego, care n-a fost niciodată umilit, n-a fost niciodată vorbit de rău, n-a fost niciodată bătut, n-a fost niciodată contrat. Oamenii ăștia la primul contract, uh, contact real cu un adversar, lasă arma jos și pleacă sau plâng sau abandonează sau nu sunt, suntem noi cei mai tari, dar ceea ce a pus Dumnezeu în noi este mai mare decât ceea ce este în lume. Deci Dumnezeu călește sau pregătește oameni după ce îi cheamă în casă, le vorbește, îi echipează. De ce? Că trebuie să fie oameni căliți și pregătiți pentru a da piept și nu te supăra. Diavolul nu are milă ci el nici nu are concediu, nici pauză, nu are milă nici de un copil nou născut, nici de unul de 90 de ani. El dă și menirea lui este să-i întoarcă pe oameni din calea lui, din calea lor bună. Atâta timp cât nu ne vom împotrivi, niciodată nu o să poți să te califici ca un lucrător. Adică de multe ori trebuie să smulgem, exact ca David, să smulgi mielul ăla din gheara leului și a ursului. De ce? Pentru că oile acelea, mieia, nu sunt ai noștri, sunt ai tatălui. Noi toată lucrarea o facem cu responsabilitate pentru Dumnezeu. Și când ceva nu este al tău, nu poți să aștepți mulțumire, nu poți să aștepți recunoștință. Pentru că nu e al tău, e al lui Dumnezeu. Ne povestești cum au fost la tine de când Dumnezeu ți-a pus ei daruri în viață. Tu ai primit, ai zis că ai primit darul Duhului Sfânt de la 12, 12 ani. Da. M-ai experimentat. Darurile Duhului Sfânt când au fost puse în viața mea la vârsta de 12 ani am fost un copil și Dumnezeu a revărsat. Un copil cu inima curată, un copil în care Dumnezeu a găsit cu cale să lase acest dar. Au fost momente când eram luat de către frați, frați slujitori și dus la anumite cazuri grele unde oamenii nu recunoșteau adevăratele lor probleme și trebuia să fiu acolo ca un fel de poligraf, mă foloseau, fiind copil. <laughs> uh, Într-adevăr, era un dar, darul de deosebirea duhurilor. Astăzi vorbind, dar este o mare diferență în modul în care lucra Dumnezeu cu mine atunci și cu ce este acum. Uh, Mi-a arătat Dumnezeu, erau, uh, dacă eram trei persoane fizice, mai era o persoană cu noi și în momentul în care persoana de față, a cărui problemă trebuia dezbătută, dacă nu era adevărat, era acea persoană care din spatele lui sau depinde unde se așeza, făcea din cap că nu e adevărat, minte, descoperea, uite ce a făcut, uite așa, așa. Au fost cazuri în care am mers și am descoperit în pământ anumite lucruri materiale și așa. Copil. Copil fiind, da. Oh. Darurile acestea lui Dumnezeu se, se manifesteau pentru că în mintea omului și în mintea copilului de atunci nu era o dorință de manipulare, n-a fost o dorință de afirmare, n-a fost o dorință de câștig de niciun fel, ci pur și simplu eram acolo, pentru că mă lua cineva și spunea, uite, ăsta e un om care Dumnezeu a revărsat peste, într-un mod deosebit, un har, că până la urmă trebuie să ai un har. Ei, timpul a trecut. Anii au trecut, am fost dus prin țară și într-o parte și într-alalt, tot felul de, de probleme. În schimb, am început să ajung la perioada de adolescență, s-au început să apară anumite lucruri și în viața mea, fiind tânăr și așa mai departe. Ne să gestionez la vârsta aia toate darurile sau lucrările pe care Dumnezeu le făcea în viața mea și neavând cu cine să mă sfătuiesc la un next level, adică Înțeles ce spun. Mergeam la un frate care îl credeam sau cel puțin îl consideram mai pregătit și începeam să-i spun, frate, aud voce, adică în timp ce noi doi povestim, mai e o voce care spune că nu e adevărat sau... Oh, tu ai probleme, tu ești cu tot felul de gânduri și nu putea să te ducă, de fapt nu putea să înțeleagă următorul nivel la care Dumnezeu uh, te cheamă. Trebuie să aștepți, să îmbătrânești, îmi spune că astea sunt niște lucruri mărețe pe care Dumnezeu le dă la oamenii care sunt așa și așa. Știi să ai părul alb. Da, și atunci, cumva, lucrurile astea s-au mai temperat în viața mea pentru că. Nici eu atunci n-am știut să le gestionez și a fost și o, o criză de oameni care să asculte astfel de oameni care au daruri și prin care Dumnezeu vorbește. Deși la ora aceea nu trebuia să faci mare lucru cu mine, decât trebuia să mă pui într-un loc să mă pui să mă rog. Și de acolo Domnul își făcea toate lucrurile, însă mă speriam eu în sensul că când venea vorba de duhuri le vedeam în forma lor, într-o formă. Da, erau niște lucruri care mă depășeau, să spunem așa. Și cu timpul astea lucruri s-au închis, însă au rămas dar o de vedere de cunoștință la aceste deosebire a duhului, dar pe o altă, la un alt nivel, să spunem așa. Chiar dacă văd acum am anumite abilități la pe partea asta a duhurilor ele, dacă e într-adevăr un duh rău, simt un miros de sulf. Și nu-l simt tot timpul, numai în prezența unui duh rău, e un miros. Asta e un lucru care mi-a rămas încă din în copilărie, la, o parte a darurilor. Eram, de exemplu, la o radia, eram la o predică și vorbeam acolo din Cuvântul lui Dumnezeu și undeva, la mama și copilul, știi, se vede, e un, așa, o fereastră și o doamnă, îi plimba pe niște bărbați, așa, se vedea, știi, cum îi plimbă pe bărbații acolo. <coughs> am încheiat ce am avut de vorbit. Era o doamnă care spuneau ei că e posedată și cumva au băgat-o la mama și copilul și au închis-o acolo ca să, na, să, nu facă tulburare în biserică. Am încheiat ce am avut de vorbit acolo și m-am dus înăuntru și am spus, dați-mi voie Zic, să intru și eu puțin, numai un pic dați-mi voie să văd despre ce-i vorba. Da, frate, că erau munciți, erau transpirați. Îi, punea, îi punea Biblia pe cap, în numele lui Iisus, îi ieși, îi exorciza. Ei, când am intrat înăuntru, n-am simțit acel, n-am simțit ce au simțit ei. Înțelegi? N-am simțit deloc, n-am simțit nicio o prezență străină, cu toate că manifestarea era una foarte atipică, dar am început să mă rog. Și Duhul lui Dumnezeu a venit și a spus așa, zice, este o mamă disperată, o mamă care fica îi va pleca în America și nu se va mai întoarce, se va căsători, nu mai are bărbat, nu are copii, nu mai are familie, nu are pe nimeni, a venit pentru prima dată în biserică și prezența Duhului Sfânt și cu sentimentele ei amestecate au ieșit ce au ieșit. A început femeia să plângă, să se manifeste. Și în momentul în care m-am dus, le-am spus, mamă, când am spus, mamă, de ce plângi, s-a oprit instant. Nu mai sărit, nu mai trebuie Biblie pe cap, nimic. Domnul nu te va părăsi. Chiar dacă fiica ta va trebui să plece, chiar dacă crezi că tu vei rămâne singur în lume, uite așa, Dumnezeu este cel ce se angrenează că va fi cu tine și nu te va lăsa singur. Și locul ăsta va fi pentru tine un loc în care tu vei putea să-ți găsești liniștea. s liniștit toate lucrurile. E foarte, foarte importantă lucrarea lui Dumnezeu să vină cu o precizie, pentru că așa lucrează Dumnezeu. Dacă nu ai lucrurile astea, nu te băga, că strică multe lucruri. Da. Wow. Mai, a mai fi multe de, de povestit, dar. O și să... apoi? Confirmarea. Da. Deci, chemare, alegere, consacrare și confirmare. E foarte important să. Fii omul care ești confirmat, în primul rând, ești confirmat de oameni. Vreau să spun că unii vin și spun, nu am nevoie să fiu confirmat de oameni, mă confirmă Dumnezeu și e suficient. Cine nu se supune oamenilor și nu este sub autoritate bisericească, nu poate să se supune nici lui Dumnezeu. Dacă pe ăsta pe care îi vezi nu te pot supune, atunci cum poți să zici că te supui lui Dumnezeu? Trebuie să fie confirmat. Oamenii cu care slujești, oamenii, echipa de oameni cu care tu slujești și lucrările pe care tu le faci, trebuie confirmate întâi de oameni și apoi de Dumnezeu. Sau de Dumnezeu și de uh, oameni. E foarte important ca ceea ce pretinzi că ai, în la urma urmei, să fie veritabil. Și lucrul ăsta îl face Dumnezeu. Dovedit. Clar. Îl face Domnul cu Ilie, de exemplu, pe munte, când spune, Doamne, adu-ți aminte că sunt slujitorul tău și fă diferența, adică astăzi, între mine și ceilalți proroci. Adică fă diferența. Și Dumnezeu o face. Ce înseamnă să fii o al rugăciune? Mulți întreabă și da. mai o dezbatere mare aici, dar în câteva cuvinte vreau să clarificăm lucrul ăsta. Mulți zic, mai, fac o rugăciune. Unii citesc o rugăciune, nu-i neapărat rău. Unii zic măi, cât timp să mă rog? Alții zic băi, dar de ce să ne rugăm toți odată? Eu un întreg subiect care poate ar fi trebuit dezbătut așa într-o oră, dar ce înseamnă să fii om al rugăciunii? O al rugăciunii, în primul rând, trebuie să iubești rugăciunea. Trebuie să trăiești prin rugăciune. Eu personal sunt omul care am dobândit orice pe pământul acesta prin rugăciune. Pentru mine, rugăciunea, la ora actuală, este modul în care comunic cu Dumnezeu, este modul în care trăiesc, practic, este modul în care îmi exprim și mi arăt dorințele mele față de Dumnezeu și prin rugăciunea aceasta în care Dumnezeu ne lasă. Adică am învățat să mă rog în public. Au fost oameni care au spus, acum roagă-te pentru mine. Și am zis, în public. Da, sau un și au un genunchiat și ne-am rugat acolo, în public. Au fost și sunt rugăciuni care trebuie făcute în odăiță. Sunt rugăciuni care trebuie făcute în camera aia cu bec și acolo trebuie să intri și să te rogi și acolo îți vergi tot focul imitale. Ca timp că trebuie să te rogi. Am avut odată un timp, înaintea lui Dumnezeu, de rugăciune 18 ore. M-am rugat în continuu. Am delirat, crede-mă, dar eram într-un loc în care ne-am propus cu niște frați împreună să vedem așa un timp cât puteți să ne rugăm și cam asta a fost recordul meu, dar asta a fost așa un moment între, în paranteză. Cât să ne rugăm? Roagă-te până când simți că Dumnezeu te eliberează sau simți, ai, ai, vin din tine mulțumirile alea, știi? Avem momente când ne rugăm și spune Doamne, dăm, te rog, dă-mi aia, dă mi aia, dă -mi, fă -mi, fă -mi, Și la un moment dat, când rugăciunea ți este ascultată și ajunge înainte lui Dumnezeu, Uh, vin din inimă câteva cuvinte, îți mulțumesc, Doamne, și vine o pace peste tine. Și, de fapt, nu mai ceri în rugăciune, nu mai ajungi să ceri, ci numai să-i mulțumești. Și atunci, de fapt, vine rugăciunea însoțită cu credință. Când ai reușit să ajungi la punctul de mulțumire, atunci poți să te oprești. Dar dacă n-ai simțit încă punctul ăla de mulțumire și ochii okay, nu ți se umezesc și n-ai acolo o inima care să pompeze accelerat pentru, pentru rugăciune, continuă să te rogi. Am avut un moment de rugăciune de o oră dimineața, în fiecare dimineață, am de zile, și n-am spus nimănui lucrul ăsta. Era momentul, în care mă pun, mă rog, frate Cristi, și la un moment dat tac. Și nu am nimic. Deci nu mă rog, tac, efectiv. Dar sunt acolo înainte la Dumnezeu. Și în momentul în care tac, atunci se întâmplă un lucru extraordinar. Se aude, mai se aude ceva, se aude o voce. E vocea lui Dumnezeu în timp, Domnul meu a vorbit și a spus prin diverse persoane, vrei o relație de rugăciune mai bună, mai mult cu mine? Și am zis, da, mărește timpul cu mine. Și am zis, da, noi suntem tot timpul, Doamne, adică, nu, timpul în care eu să vorbesc și tu să taci. Și am ani de zile, zi de zi, nu este timpul nostru, îmi doresc să am mai mult, deocamdată nu pot, dar am două ore zilnic dimineața, și deci că suntem în concediu, că suntem plecați, că oriunde, asta e timpul nostru. Dimineața ne trezim și de acolo avem momentul nostru de rugăciune. Crezi că există rugăciunea făcută în public fără rugăciunea făcută în odăița cu bec? Da, poate să existe, dar nu cu efect. <laughs> Ca farisei, să stați în picioare pe la colțuri și să vă rugați și apoi când aveți nevoie de într-adevăr, confirmare nu apare, deci o viață de rugăciune trebuie echipată sau pregătită. Așa din... cum o zice Biblia, nu? Absolut. Da. Intră în o dăiță, închide ușa. Și tatăl tău care vede nascuns. Mulți, trebără, mulți dar Deci ce să ne rugăm atât de mult? Cine nu se roagă uh, pe pace, pe timp de război, nu mai poate. Deci dacă nu, poți, dacă nu te rogi în timpul tău de sănătate, când ești sănătos și nu ai o disciplină a rugăciunii, când ești în suferință, nu mai poți. Sunt momente în care nu se mai poate. Nu se mai poate. Și atunci e bine să ne rugăm cât până când simți că într-adevăr rugăciunea ta e ascultată sau că e însoțită de credință, cu inimă. Da, frate Dani, mulțumesc multe mulțumesc. tale. M-am bucurat să fie aici. Sper să mai accept și alte invitații. Cu, cu mare drag. Dragilor, da, avem multe de învățat. Mai ales de experimentat. Să știți că aceste mărturii n-au niciun efect dacă nu încercăm să învățăm din ele și să experimentăm. De când am început să fac aceste, uh, aceste podcasturi, e o provocare foarte mare pentru mine și pentru Moise care filmează tot timpul. Uh, mereu am zis, măi, câte lucruri învățăm aici și plecăm de fiecare dată mai bogați, mai bogați, pentru că vedem că Dumnezeu lucrează într-un mod autentic. Uh, poate ești într-un moment în care în care nu o mai vezi pe Dumnezeu să știi că Dumnezeu e lângă oamenii slabi iubește mai mult pe ea slabi așa uh, au urât dintotdeauna Domnul Isus aroganța oamenilor care au zis că le știu pe toate uitați-vă în scriptură Dumnezeu te poate ridica de acolo nu alerga la oameni, nu presiona oamenii asta m am învățat astăzi uh, nu căutați toate telefoanele, vreau telefonul vreau Căutați telefonul care se numește rugăciunea. Amen. Dumnezeu vă vorbește prin Scriptură. Până la o nouă întâlnire. Rugați-vă ca Dumnezeu să ne dea har, să găsim Amen. oamenii potriviți care să vină aici să aducă mărturii. În toate vrem ca toată slava să fie a Domnului. Rugați-vă pentru lucrările în care suntem implicați. Ne stau multe provocări vara asta în față. Săptămâna în care voi vedeți materialul aceasta este săptămâna înainte de, de Paște. Suntem într-o campanie de ajutorare și acolo vrem să fim eficienți. Nu doar să le ducem oamenilor mâncare, ci vrem să le ducem pe Hristos. Amen. Un Hristos viu și adevărat. Dumnezeu să-și facă numele de slavă în toate lucrările și noi să fim la dispoziția Lui. Pentru toate, Dumnezeu să fie slăvit și voi binecuvântați. Amin.